Și regia îmi face semn ești on. Un eveniment neîntâmplat până acum aici la Radio Renegade. Să am regie, să am operatori, să am un studio întreg pe capul meu. Deci o presiune uluitoare la care cu siguranță voi face față. Bine ați venit, prieteni ascultători de Renegade. Și iată, pentru prima dată de aici, din acest studio, vă spun bine ați venit, prieteni telespectatori ai acestei televiziuni născută din pasiune și din dorință pentru voi. O televiziune care în acest moment se numește Renegade Info Pescar și care probabil va evolua în altceva. Suntem în prima emisiune realizată vineri la Renegade, prima emisiune realizată pe televizor. O să încep, așa cum fac de obicei, cu anunțuri tehnice. Din site-ul radioului, dacă apăsați butonul televiziune, intrați și ne vedeți și ne auziți pe site-ul televiziunii, închizând însă radioul, ca să nu ne auziți de două ori. Avem telefoane, avem un chat pe care îl accesați de oriunde, fie din radio, fie din televiziune, și veți fi alături de noi. Suntem așadar în prima emisiune, o emisiune de haiducie, ca să spun așa, pe care împreună cu prietenul și, iată, colaboratorul meu din acest moment, Florentin Iuga, am luat-o ca pe o provocare și sunt convins că o vom duce la capăt. Până la urmă, este un demers care vă are pe voi, prietenii noștri pescari, ca punct de pornire și ca punct de recepție, pentru că fără voi, noi chiar nu existăm. După cum vedeți, îmi fac și meseria de radio, sunt aici la aceste butoane. Va fi o emisiune ca de radio, cu toate permisivitățile unei emisiuni de radio, pentru că suntem vii, fumăm, bem suc și trăim, pentru că suntem la fel ca voi. Pentru că am tendința să vă vorbesc foarte mult, am multe de spus, simt că invitații mei pe care i-am aici, și sunt mulți, deja ușor, ușor se plictisesc, așa că mă grăbesc să vă spun ce se întâmplă în această seară la Renegade Radio și, iată, pentru prima dată în eter la Renegade and Info Pescar TV. Se întâmplă prima emisiune, o emisiune de debut a acestei structuri nou create, o emisiune care nu putea să fie altfel decât la vârf. Pe cine poți invita în emisiunea pe care o vrei cea mai tare din deschiderea unui sezon, episodul pilot, ca să zic așa, decât cei mai tari pescari din acest moment din lume? Iată că nu am invitat cel mai tare om din cartierul nostru sau din orașul nostru. I-am invitat pe cei mai tari din lume. Suntem alături de campionii mondiali, de Energy Brașov, de echipa României până la urmă, reprezentată în această seară de Vali Mărtoiu, Cătălin Ureche și Mircea Spasici. Bine ați venit, prieteni! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit, bine te-am găsit. Mă bucură și mă onorează prezența voastră în studiourile Renegade, o promisiune pe care, iată, o onorăm după ceva vreme. Am promis prietenilor noștri ascultători și, iată, și telespectatori că vom face această emisiune în care voi veți spune și ce vă doare și ce nu v-a convenit sau v-a convenit mai puțin și chiar și ce v-a bucurat în această întreprindere grea la care ați pornit. Și o să ne spună Vali când a fost primul moment în care el a visat că va fi campion mondial. Sincer, nu am visat vreodată că o să devenim campioni mondiali, dar prin perseverență și prin muncă multă am reușit. Deci clubul s-a înființat în anul 2007 la inițiativa unor pescari. Intenția a fost să înființăm o federație după vremea când încă nu erau cluburi multe ca și acum. Ce să zic, am reușit să înființăm acest club sportiv, l-am structurat, am mers 2 ani la bătaie pentru titlu național, am picat tot pe locul 2, după care am luat o pauză 2 ani și am revenit în forță. Am reușit să câștigăm campionatul mondial.
și național, bineînțeles. Nu puteam să mergem la mondial. La momentul respectiv nu se putea ajunge la campionatul mondial fără campionatul național. O poveste care, dacă ați citit articolul de prezentare al acestei emisiuni, am structurat-o un pic. Mie mi se pare, nu știu dacă simțiți la fel ca mine, că la foarte scurt timp după ce ați atins stelele, ați picat într-un con de umbră. Simțiți la fel sau e numai impresia mea? E adevărat că după ce am reușit să aducem România pe prima treaptă, a fost prima săptămână de felicitări, ce să zic, toată lumea ne-a felicitat, după care s-a cam stins. Ușor, ușor a uitat lumea de noi și cred că și prin prisma faptului că au fost multe scandaluri, multe divergențe între noi, conducerea nu ne-a ajutat foarte mult, ce să zic. A fost un an cu multe premiere în lumea carfishing-ului. În primul rând, și salutăm pe această cale, apariția lacului Corbu în acest fenomen. Probabil cel mai important element care a dus în final chiar și la titlul mondial adus în România, o organizare impecabilă, o prezentare, o scoatere a României în față, în lume, impecabilă. A fost probabil cea mai importantă premieră a anului 2012. Din punctul meu de vedere, echipa Energy Brașov a fost o altă premieră, nume aproape necunoscute, multe din ele, trebuie să recunoaștem adevărul. De Vali Mărtoiu se mai auzise, de Claudiu Lucaci se mai auzise, ușor pe plan local în zona Brașovului se mai auzise și de alți componenți, dar voi ați venit cumva de niciunde? Din umbră. De niciunde și v-ați dus până la cel mai înalt nivel. Ăsta este un adevăr pe care nu putem să-l... Te contrazic, Tibi, să știi că n-am venit din umbră, deci au fost chiar pescari foarte buni. Am participat în 2008-2009 cu Ghelas Ionel, am participat cu Felix Roman la concursul pe Tâncăbești. Nu-s chiar no-name cei veniți în clubul Energie. N-am și... spus no-name, am spus nume mai puțin cunoscute în momentul în care de niciunde, practic, ați venit și ați luat titlul mondial. Bine, a început ca o nebunie toată povestea. Am început extrem de încrezător și probabil că avantajul și atul nostru în toată povestea asta a fost că pornisem ca și grup de prieteni inițial și ne cunoaștem de ceva timp și suntem foarte buni prieteni și probabil asta ne-a sudat mai mult și am lăsat la o parte tot ce înseamnă priorități personale și aici probabil că a fost surpriză, da? Stând de vorbă astăzi cu Ștefan Fâșie, colegul vostru, el mi-a zis... Îl așteptăm și pe el într-o intervenție telefonică ceva mai târziu. Fane mi-a spus ceea ce a avut Brașovul și n-a avut nimeni a fost forța grupului. Sunteți de acord cu asta? E adevărat. Da. E adevărat. Deci, fără să... falsă modestie, deci forța grupului ne-a dus unde ne-a dus. Am știut să-i mobilizez, am știut să mă comport ca și un conducător. Acum, cu scuze de rigoare dacă am zis pe cineva, dar am reușit să unim, nu pe tine, am reușit să facem ca și o familie. Deci, acest club a fost înființat și toți băieții au fost ca în familie. Deci, forța grupului a avut un mare cuvânt de spus. Și să nu uităm că unul din meritele astea se datorează și UFA. O să te rog, Cătălin, o să te rog să iei microfonul mai aproape de tine. O să-l iau așa direct. Poți să-l iei. Așa. Ia să te auzim acum. Și Fane a avut o mare parte din vină, pot să zic așa, că ne-a ținut uniți. El, cam toată lumea îl sună, după aia îl sună pe Vali, vorbesc între ei. E... Bun. În afară de... Poți să-l scoți din suport și să-l ții direct. În afară de forța grupului incontestabilă, în afară de campionatul mondial pe echipe care este datorită vouă în România, avem și campionii mondiali la individual și avem și vice-campionii mondiali la individual. Și sunt câteva performanțe absolut remarcabile.
mă gândeam la echipa voastră, Cătălin și Claudiu, ca la echipa de aur din vremea tenisului românesc, Năstase Țiriac. Cam așa v-am văzut eu cum ați funcționat în acel moment. Da, ce să zic, ne-am înțeles bine, am pescuit cel puțin de 2 ani de zile împreună, ne înțelegem foarte bine în stand. O să continuăm să pescuim și împreună la concursuri private, nu este niciun fel de problemă. Între mine și Claudiu nu s-a schimbat nimica. Numai că, ce să zic. Bun, fără să vrei, ai făcut o trecere într-un subiect. Da, ce să zic. Oricum ajungeam acolo. Oricum ajungeam acolo mai devreme sau mai curziu. Asta este situația acum. Eu aș fi așteptat să ajungem acolo fără să avem noi inițiativa în sensul ăsta. Cu siguranță chat-ul de... Ne-ar fi întrebat. Da, experiența spune cuvântul TV. Da? Da. Zici că am făcut asta intenționat? Subliminal, nu știu. Era un bani, nu pot să spun. Nici nu mi-am dat seama. Ocolește ceva, să-și găsească doamna porci. Am înțeles. Da, probabil că va trebui să vorbim și despre asta. Cred că nu chiar în momentul ăsta. Mi-am propus ca emisiunea să o împărțim în două părți. O parte în care oamenii știu în momentul ăsta că voi sunteți campion mondial. Ce ați făcut și cum ați ajuns acolo și mai ales ce faceți după ce ați obținut acest titlu e mai puțin cunoscut. Și sunt convins că lumea vrea să știe. Vrea să știe mai mult din bucătăria voastră, vreți. Cine sunteți voi, ce gânduri aveți, vă apucați de croșetat de acum încolo sau vreți să mai obțineți încă 4 campionate mondiale să bateți Africa de Sud? Ăsta, după părerea mea, ar fi un obiectiv frumos, să fiți de 5 ori campion mondial. Da. Orice pescar, visul lui e să ajungă campion național și mai mult campion mondial. Îți dai seama că noi încercăm și vrem să continuăm să pescuim tot la standarde înalte și să realizăm poate al doilea titlu mondial. Nu știu ce să zic mai mult. Obiectivul clar e setat în privința asta. Din păcate a fost o perioadă așa de incertitudine, a planat, a fost foarte multe lucruri neclare și probabil de aia nu ne-ați văzut ieșind și zicând nimic legat de chestia asta, însă a fost o perioadă foarte incertă. N-am știut exact ce se va întâmpla, cum se va organiza. Însă ceea ce vă pot spune în momentul de față că cu siguranță gândul nostru este în primul rând la campionatul național, pentru că ne dorim foarte mult să reedităm și să spulberăm până la urmă orice dubiu în tot ce a reprezentat campionatul național trecut, și cu atât mai mult în condițiile în care am avut o șansă de a participa în mod direct la campionatul mondial la care am renunțat până la urmă, ne dorim să ajungem acolo câștigând acest campionat național. Mircea, tu ești un personaj mai puțin vizibil în poezia asta a grupului. Spuneam în articolul pe care l-am scris că în momentul ăsta Lotul Brașov este recitabil ca o poezie, așa cum era echipa națională de fotbal a României în anii 70, cu Dobrin, Dumitrache, Neagu, Răducanu și toți ceilalți, sau cum era echipa de aur din 94, cam așa oricine care se ocupă un pic de pescuit știe să rostească numele, cele 6 nume care au dus în stand pescuitul. Tu însă, deși mai puțin vizibil, din punctul meu de vedere ai avut un rol esențial în povestea aia. Mulțumesc. Ești singurul care a știut în orice moment tot ce se întâmplă a avut imaginea de ansamblu și probabil că ești și cel mai nimerit să ne vorbească despre starea de spirit, despre căderile din stările de spirit, despre momentele de deznădejde, de ce nu, am fost și eu martor la câteva dintre ele, de panică, de spaimă, momentele în care ați simțit că ce facem noi aici, că uite, lumea cam e împotriva noastră, și mă refer la seara comunicatului dinaintea început. Hai să povestim toate lucrurile astea și oamenii să știe că n-a fost chiar o plimbare de sănătate, n-a fost chiar un mers la Băile Felix ce ați făcut voi acolo. Ne reușisem să ne motivăm foarte bine și legat de chestia cu faptul că sunt mai puțin vizibil, este până la urmă și firesc și normal să fie așa. Pentru că aportul meu atât la Clubul Energy cât și la Lotul Național a fost strict din punct de vedere managerial.
N-am cum să fiu vizibil, pentru că ca și pe car de competiție, am mai spus-o și o repet, performanțele mele sunt egale cu zero. Însă legat de strict de ca să facem așa un remember, ca și campionat național, reușim să ne motivăm foarte bine, plecasem foarte motivat și asta pentru că nu a păsat deloc niciun fel. Am voie să te întreb un pic un compliment, mi-a trecut așa prin minte, despre performanțele sportive al lui Olăroiu ca fotbalist, nu a știut nimeni nimic. Pe asta mi-a zis și eu. Până a dus teama acolo unde a zis-o, știi? Nu, mulțumesc, da. Iartă-mi analogia, cred că ești mult mai mult decât Olăroiu, dar mi-a fost cea mai lândă mână. Foarte frumos și îți mulțumesc, mi-ar place să cred. Ok, scuză-mă, continuă. Revenind la discuție, cel puțin strict legat de campionatul național, ne-am dus foarte, foarte relaxat și încrezători acolo, pentru că nu era presiune pe noi. Nimeni nu se gândea și, după cum ați văzut cu toții, nimeni nu ne-a dat ca favoriți pe noi în câștigarea campionatului național. Într-adevăr, eram acolo. În cărți, dar ne-am dus foarte, foarte relaxați. Iar tot ce s-a întâmplat la campionatul național, pot spune că, din punctul meu de vedere, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, lipsa de experiență și-a spus cuvântul. N-am știut să acționăm, n-am știut să reacționăm. Bine crescuți fiind, am mers întotdeauna pe cuvânt, am mers întotdeauna pe omenie, am mers întotdeauna pe ceea ce înseamnă bun simț. Și probabil că la capitolul ăsta, acum din păcate îl pun, dacă ar fi să fac o analogie a lucrurilor bune și lucrurilor rele, l-aș pune la lucruri rele. Pentru că, dar cu toții știm ce s-a întâmplat, nu cred că e cazul să mai revenim. Poate că e cazul să revenim, poate că bunul simț ăsta despre care vorbeai și despre care îmi vorbea și Vali înainte de emisiune, e bun atunci când în jurul tău sunt oameni de bun simț. Dacă însă trăiești între hiene, poate că ar fi bine să încerci să te comporți ca atare. Da, dar lucrul ăsta contravine până la urmă unor principii foarte clari după care noi ne ghidăm în viață și este probabil sub demnitatea noastră să coborâm la acel nivel. Și tot timpul am crezut că e bine să ne menținem așa. Și nu să... făceam nicio secundă o pledoarie la coborârea nivelului, ci la spunerea pe nume a lucrurilor atunci când e cazul. Voi v-ați simțit în acel campionat național, uite, o să fac eu preambulul, v-ați simțit frustrați, pentru că ați simțit la un moment dat că se luptă împotriva voastră cu mijloace mai puțin corecte. Absolut. Probabil că de aici ar trebui să pornim. Probabil că acesta a fost un lucru pozitiv pentru voi, că ați știut să vă mobilizați și să luptați nu numai sportiv, ci să luptați și cu tot ce se întâmpla în jurul vostru. Nu prea ne-a ajutat foarte mult ăsta. Adică s-a văzut ulterior că nu prea ne-a ajutat. Inițial, chiar și după acea ședință de la AJVPS, când s-a făcut acel viciu de procedură, neregistrându-se până la urmă acel proces verbal cu care contracandidații noștri au reușit să atace instanță, și tot ce a urmat după aia, noi atunci prea puțin ne-am gândit la aceste aspecte. Ne-am continuat, ne-am văzut de treabă, ne-am dus să pescuim în continuare, totul părea până la urmă normal. Bine, și prin câștigarea campionatului național, fiind declarat ca și câștigător, deja nici nu ne-am mai gândit după aia la ce va urma. Însă, din păcate, acești monștri s-au întors, au revenit și au revenit exact în momentul cel mai ok, pentru că era chiar în seara înaintea începerii campionatului mondial. Cu toții mersesem la culcare, eu mai rămăsesem pentru că trebuia să ne pregătim pentru a doua dimineață, pentru prima ședință, și atunci a venit și acel comunicat. Care vă dați seama, au început telefoanele să sune, băieții s-au trezit, vreau lămuriri, dar ce m-a bucurat foarte mult, că după jumătate de oră așa de după ce s-a întâmplat chestia asta, a devenit brusc o chestie, un lucru motivator. Asta și... am spus, că lucrurile v-au ajutat, da, să vă motivați, da, mai tare. Restul... Vali, știu că nu ți-a fost ușor să-ți strunești echipa în seara aia. Știu că a trebuit să faci eforturi să menții totul în planul sportivității. Și dovada a fost că ai reușit. Ceea ce vroiam să te întreb de mult, noi am avut discuția asta și în standul tău, chiar atunci, în zilele acelea, și mi-ai spus ce s-a întâmplat, lucruri consemnate deja și difuzate pe televiziune. Eu nu te-am întrebat niciodată cum te-ai simțit tu, cât de mult te-a afectat pe tine ca lider de grup ceea ce s-a întâmplat atunci. Trebuie sincer, a fost foarte greu.
Deci să te trezești la 1 noaptea și să oprești băieții să nu facă o minune, n-a fost prea plăcut pentru mine, dar cred că a fost prima dată de când închegasem lotul, când am fost un pic mai dur în declarații, în declarații. Am afirmat clar, mergem la culcare sau plecăm acasă. Și atunci băieții s-au mobilizat, dreptate aveți că au avut mult mai multă ambiție, mult mai, s-au mobilizat, s-au dus la culcare, m-au ascultat, acum fiecare cât au dormit și cum a dormit să nu fi dormit cât am dormit eu, că e cam nasol. Deci am pus și familia. Credeți că v-a afectat proastă în vreun fel performanța? Adică fără acel lucru ați fi avut o performanță mai bună? Nu. Să poate mai să, bun de atât? Nu pot să zic că ce puteam să obținem mai mult? Titlul mondial pe națiuni, titlul mondial. Mai erau două lucruri la individual. Două lucruri n-ați luat. Asta nu, nu. Deja era captura și locul. Deja era prea mult. Atât ați lăsat. Le-am avut pentru. Știți cum e vorba românească? Dumnezeu îți dă, dar și țin minte că am început una din edițiile Hai România, în care voi încă n-ați văzut-o pentru că erați în standuri atunci, v-am promis că vă dau înregistrarea, în care am început spunând suntem campioni mondiali și am obținut totul, mă grăbisem încă pentru că după aia au început emoțiile. Mai puțin captura n-am avut-o. A fost un moment când aveam și captura. Aveam pe sectorul A. Era la Felix și la Fane, era și captura. Deci aveam tot. Aveam locul 1 pe fiecare sector. Aveam captura și am început emisiunea și după aia mi-am spus, m-am cam grăbit. A fost un picuț nejurnalistic. Doliu cel mai mare în echipă n-a venit cu acel comunicat a JVPS, a venit cu extragerea mea a grilelor. Acolo abia ăla a fost Doliu, dar s-a dovedit a fi. În continuare îmi fac mea culpa. Țin minte interviul pe care ți l-am luat și tu erai căzut în momentul ăla și ai spus mai prost, dar nu puteam să fac, însă vorbind cu tine, Cătălin, cu tine, cu Felix, v-am prins la ieșirea din balon și mi-a spus, nu ne interesează pe ce poziție am picat, batem două runde. Adică era un moral atât de puternic în momentul ăla, câștigăm două runde. Chiar mă interesa. Da, în momentul ăla și pe mine și pe Claudiu nu ne mai speria nimic acel. Dacă tot ții microfonul, ține-l spre gură, ca să crezi în coronul. Ca și echipă, deci nu, în momentul ăla, sincer, și eu și Claudiu chiar stăteam și vorbeam și în stand și peste tot și nu vedeam cum să pierdem, deci... Bine, trebuie să recunoști că sectorul, adică pontonul de pe ce nu va cuceri deloc. Da, nu ne-a cucerit până la urmă, am început să pescuim. Ce-au pescuit ceilalți înainte, 28 de kilograme într-o etapă de campionat. A fost destul de... Da. Cea mai mare bucurie a lor era că am picat eu pe sectorul B și că acolo mi-e locul. Și ăla e un sector pentru bătrâni, pentru... Nu, eu chiar am zis că o seară înainte că îmi doresc, dacă ar fi să aleg, să mi se dea posibilitatea să aleg, îmi doresc ca Cătă cu Claudiu să fie pe sectorul C, pentru că mai făcuseră o performanță memorabilă acolo la campionatul național, tot de pe un loc destul de defavorabil. Îmi doream ca Felix cu Ștefan să fie pe A, pentru că știam că Felix a pescuit acolo și Ștefan, care cunoaște foarte bine balta și ar face o treabă bună, și îmi doream ca într-un sector dificil, cum e sectorul B, în care trebuie foarte multă răbdare, să fie Vali, pentru că știam că este extrem de determinat și până la urmă chestia este și bine, mai puțin grilele, dar nu mai contează, cum mai e, restul e istoric. Apropo de grile, nu pot să trec peste o grilă. Și aici poate nu vă fac chiar plăcere, dar acea grila a Africii de Sud, grila aproape aceeași grilă contestată. Lipsea AU, care a fost determinat. Nu, AU a fost, lipsea BEU. Lipsea BEU. AU și CEU au fost aceleași, sigur, în alte condiții totuși de poziționare, pentru că a fost un pic schimbată poziționarea și orientarea standurilor. Da. Dar aici i-aș acorda lui Cristi Rudeanu un beneficiu de nevinovăție că iată și un calculator a putut să scoată cam același lucru. Problema e că B-urile nu reușesc să câștige concursul la Corbu, însă reușesc să fie determinante în câștigarea unui concurs. Lipsa acelei grile a făcut ca, chiar dacă au avut o grilă Africa de Sud, haide să recunoaștem, în momentul în care le-am văzut extragerea, mi s-a făcut piele de găină pentru că știam acel cap de sector de ce și plus AU era foarte, foarte bine cotat. A lipsit acel B, care până la urmă... De cine v-a fost cel mai frică, Vali?
dintre adversari. Ne-a fost de frică. Noi. Da, bun răspuns ăsta, dar chiar de noi. De noi ne-a fost frică. De noi ne era cel mai frică. Excepțional. Deci Africa de Sud venim cu rezultatele care le știm bine toți, ne-a fost frică un pic de ei. Dați-mi voie să dau un răspuns chat-ului. Înainte de a da răspunsul, o să spun tuturor ascultătorilor că și dacă sunt ascultători de radio și dacă sunt telespectatori, intrând pe chat, intră în același loc. Deci și din radio și din TV chat-ul este comun. Să mai amintesc o dată că emisiunea poate fi ascultată pe Radio Renegade de cine nu are posibilități tehnice să vadă televiziune, sau văzută și auzită la televiziunea Renegade în Info Pescar în Renegade, cum se va numi ea deocamdată, este un loc unde ne puteți vedea și puteți și de acolo intra pe chat. Răspunsul pe care vreau să-l dau unuia dintre prietenii noștri de pe chat este că sunt multe întrebări, trebuie să vă spun, și cum bănuiți, multe sunt legate de ceea ce se întâmplă acum în momentul ăsta în clubul vostru. Sigur că nu vom ascunde sub preș subiectul, vom aborda așa cum veți dori voi să o facem, și mi se reproșează că nu pun întrebarea respectivă și sunt acuzat de lipsă de transparență. O să le spun prietenilor mei că o emisiune de radio sau de televiziune se realizează urmărind un desfășurător, fie că este un desfășurător scris, fie că este un desfășurător mental. În acel desfășurător îmi propun să discut cu invitații mei într-o anumită linearitate, într-o anumită ordine, anumite subiecte. Nu voi eluda subiecte, dar lăsați-mă să ajung la subiectul pe care voi vi-l doriți, în ordinea pe care mi-am propus-o. Faptul că nu pun întrebarea acum nu este nici lipsă de transparență, nici dorința de a vă, Doamne ferește, de a vă ignora pe voi, co-realizatorii mei, ascultătorii și telespectatorii noștri, co-realizatorii acestei emisiuni, dar am un desfășurător și vreau să-i las să vorbească, nu pot să-l întrerup pe Vali când îmi povestește cum a intrat în stand la campionatul mondial, ia zi măi, cum e cu Lucaci? Nu pot, deci lăsați-mă să ajung acolo într-o linearitate și sper că am lămurit lucrul ăsta, mă scuzați pentru întrerupere, dar știți și voi și cred că și voi simțiți la fel ca mine, marea masă a pescarilor este mai importantă și decât ce dorim noi în momentele astea, trebuie să-i respectăm așa cum merită. E normal. Scuze, e normal. Și hai să continuăm. Vreau neapărat să trecem în revistă acele momente pentru că s-a trecut prea ușor peste ele. Noi am reflectat la momentul respectiv televiziv tot ce a trăit. Am încercat să fim cât am putut de mult în standurile voastre, să îl am pe Mircea, care era aparent mai liber de activități, dar cred că era cel mai ocupat între voi. Nu. Mircea a muncit și el mult de tot. Eu pot să vă spun că de câte ori stăteam de vorbă cu el, era plin de tensiune și trăia, voi trăiați fiecare cât un stand, Mircea trăia trei standuri. Nu, e adevărat, l-am avut pe, eu m-am împărțit, am fost mai mult pe sectorul EPC, l-am avut pe sectorul ăla, l-am avut pe Cătălin Chișcari, care a fost în permanență alături de Fane și de Felix și a făcut o treabă senzațională. Am menținut în permanență contactul cu ei. Au fost băieții din comitetul de sprijin, Laurențiu și Liviu, care la fel au fost ca niște adevărați spioni, s-au comportat. Am făcut o echipă, am fost o echipă, chiar și rezervele și Petrar Prea și așa a fost o echipă. Nu se pune problema de cineva să fie, mă refer din cei din afară, standul de pescuit, pentru că efortul care a fost al pescarilor nu este foarte, foarte ușor și lumea o știe că este foarte greu acolo, e totuși un concurs destul de greu. O să vă pun o întrebare, uite, Cătălin, ție o să spun întrebarea asta, nu managerului și nu liderului absolut, ci unui pescar din acest prezidente. El prezidente este alimentat. El prezidente, da. Să nu fie el comandante. Nu, dacă el și mai arată cum piesa aia cu ce ceva. I-am făcut deja un tricou. Ok. Cătălin, ca un membru al grupului, așa cum spunea Ștefan, component al forței de grup, vreau să te întreb dacă ceea ce s-a spus după, că oricine în situația voastră ar fi făcut același lucru, dacă are susținere.
știți că a existat această, sigur, răutăți această poveste. Că, probabil de aia toată lumea își doresc. Că ați avut un culoar ușor și că oricine ar fi făcut aceeași performanță, tu cum consideri și imediat te poți valica? Aș putea să le răspund la fel cu o întrebare. De ce n-au ajuns să fie ei în situația noastră? Eu vă mulțumesc cu asta, Valia, e microfon. După cum bine știți, au fost multe etape, adică și concursuri de aceeași anvergură ca și campionatul național. Vlacul Corbu a fost pe mâna noastră, dacă aveau de demonstrat, eu nu zic că nu sunt loturi foarte bune. Sunt câteva, deci 5-6 loturi care ar fi putut oricând să se bată la titlu. Șansa a fost a noastră, am fost mai buni și s-a văzut și la prima Cupă RIG, și la a doua Cupă RIG, și după campionatul național. Ce vrea să mai demonstrăm? Nu, deci, am fost mai buni, suntem mai buni încă. Și încă mai concurăm și o să concurăm. Ok, uite, o să fac ce nu fac de obicei, o să fac o breșă în desfășurător și o să atingem tangențial subiectul, sunt prea multe întrebări. Sunt prea multe întrebări și mai ales modul în care sunt semnate întrebările, modul în care sunt semnate întrebările mă face să propun această breșă. Unul din cei mai vehemenți semnează Carping TV. Așa. Întrebare. Mai există? Așa se semnează Carping TV. Bun. Subiectul evident este actuala disoluție a grupului Energy Brașov. Nu este o destructurare, dar evident este o disoluție, faptul că unul din membrii importanți în acest moment este pe picior de plecare, ca să zic așa. Mie mi se pare că lucrurile sunt definitive, poate că mai există cale de întoarcere. E o problemă care, iată, privește fenomenul și oamenii sunt interesați de ce se întâmplă asta. O să vă citesc o parte din întrebări, nu pe toate, că mi-au și scăpat, s-au dus în sus. Întrebare pentru Cătălin Ureche de la Braconierul. Vede el campionatul național și în condițiile în care partenerul lui de echipă va fi într-un alt club ca adversari? Mă rog, am recompus eu un pic întrebarea, dar cam așa sună. Deci cum văd eu campionatul național? Dacă tu te vezi pe tine luptând în campionatul național în condițiile în care Claudiu, partenerul tău tradițional, ar fi adversarul tău în teren. Acum ce să facem? Lucrurile merg înainte, cu și fără el. Îți dai seama, și mie mi-e greu și probabil și lui este greu. Ne-am obișnuit unul cu altul, am pescuit atâta timp, ne înțelegeam foarte bine, deja nici nu mai trebuia să vorbim între noi, știam fiecare ce are de făcut din momentul în care deja dădeam sculele de pescuit jos din mașină, fiecare știa ce are de făcut. Da, este o pierdere, dar nu este de, cum să zic eu, nu pot decide. E clar, pentru club. Este o pierdere, într-adevăr, acolo este treaba lui strictă cu președintele clubului. Acum, da, e o pierdere, dar mergem înainte, vom vedea ce-o fi. Bănuiesc că și el își va găsi un partener și eu îmi voi găsi un partener. În concursurile private probabil pescuim în continuare împreună. Avem multe concursuri împreună câștigate și vom avea în continuare. Asta e părerea mea. Vali? Da, vă rog să bate moneda, am propus să nu discutăm despre acest subiect. Nu discutăm, dacă nu vreți, eu sunt dispus să nu intru în subiectul ăsta. Pe mine președintele clubului și iau hotărâri. Hotărârea poate a fost un pic prea pripită, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar ca să ținem unitatea grupului și să nu dezmembrăm acest grup, asta a fost hotărârea cea mai bună pe moment. Eu încă mai am răbdare să pot reglementa multe. Trebuie să... Deci asta va fi un... Pentru mine, până să nu se definitivează 100%, va fi un subiect închis. Nu vreau să comentez. Greșeala a fost la ambele părți. Îi mulțumesc tare mult, ne-a ajutat. Am câștigat campionatul național, a câștigat multe concursuri, un pescar bun, nimeni nu contestă, dar prin anumite împrejurări s-a ajuns la decizia care am luat-o. Decizia, eu am fost de vină, mi-asum toată răspunderea. Decizia este irevocabilă, Vali, sau se poate întoarce? Deci pot să zic în momentul ăsta că e irevocabilă, dar mai există portițe.
Eu aștept. Nu știu, sunt două persoane foarte încăpățânate, și Vali și el. Și pun toată chestia asta pe seama lipsii de comunicare. Până la urmă, Cătălin, deci dacă nu erau atât de încăpățânați, n-ajungeați acolo. Da, s-au încăpățânat și în bine, știi? Într-adevăr, eu am stat de vorbă și cu Claudiu acum, dacă tot sunt atâtea întrebări, cu toate că ar trebui să nu răspund la întrebările astea, fiindcă... Deci eu nu voi insista, dacă nu vreți să intrați în subiectul ăsta, vă privește... Dar până la urmă ne privește strict pe noi, Clubul Energy, membrii clubului. Că dacă e să o luăm așa, nimeni, când am ieșit campion național sau campion mondial și am avut nevoie de câte un ajutor, nu ne-a ajutat nimeni. Acum, 8-8 s-a eliminat un om din... Bine, au existat anumite persoane care să știe clar, până la urma urmei, cine ne-a ajutat. A fost domnul Cristocea, ne-a mai ajutat domnul Oană, care a fost acolo necondiționat și nu ne așteptam la chestia asta, a apărut acolo. Putem să vă spunem și cine nu v-a ajutat. Da, sunt... Așa și acum eu nu înțeleg de ce interesează pe ei chestia asta, atât timp cât nu i-a interesat când am ieșit campion național și mondial să ne ajute cu ceva. Acum, pentru ce vor ei să știe chestiile astea? Eu am o întrebare la voi, puteți să nu răspundeți la ea, voi înțelege și mergem mai departe. Și va trebui să mă înțelegeți și pe mine, că n-am voie ca jurnalist să nu pun întrebarea asta. Este problemă de bani? Nu. Bun. Atunci lucrurile sunt ceva mai simple. Probleme de bani, adică la ce te referi la probleme de bani? În general, toate... Eu pot să-ți dau exemplu de muzica rock, unde mă pricep ceva mai bine. Toate trupele mari care s-au destrămat undeva în timp, s-au destrămat pe neînțelegeri financiare. Aici a fost o lipsă de comunicare. Părerea mea personală. Deci n-a fost niciodată vorba de lipsă de bani. Lipsă de comunicare, poate pusă și pe seama unei nepotriviri de caracter sau contrat. Vali a luat decizia asta necondiționat. Până la urmă, dacă mergem pe principiu că avem un președinte căruia trebuie pe care trebuie să-l ascultăm, până la urmă, fiind clubul lui, și în același timp investind și foarte mulți bani. Eu nu cred că Vali e de acord cu asta că e clubul lui. Eu cred că Vali consideră că e clubul vostru al tuturor. Bine, sună foarte frumos. Așa eu este, suntem o familie. Clubului. Aia da. Clubului. Eu sunt conducătorul clubului. Încă o dată, mă repet, a fost o decizie luată la pripeală. Mi-asum răspunderea. Nu-mi pare rău pentru ce am făcut. Într-un club sportiv și într-o organizație unde deja sunt o mână de oameni, cineva trebuie să știe și de frică. Nu de frică, dar... De cuvântul... Dacă un conducător general nu știe să-și apere interesele proprii ale clubului, înseamnă că nu-i conducător. Acum să nu înțelegeți că mi-a făcut cine știe ce rău, ce mi-a făcut, a adus prejudicii, a adus... Sunt niște probleme care le vom rezolva probabil, dar trebuie puțină răbdare și la momentul respectiv o să aflați și motivele care au fost probabil. Eu nu vreau să comentez. Dacă ne vor interesa. Da, bine, nu știu dacă contează atât de mult. Sunt problemele noastre strict ale noastre și ce trebuie punctat este faptul că suntem conștienți, adică cel puțin cu toții suntem conștienți că într-adevăr și aici n-o să bat monedă pe chestia asta, că într-adevăr Este o pierdere, ne destabilizăm puțin, dar trebuie să mergem înainte. Deci și eu, încă o dată, asta este important, ce veți face de aici încolo. Revin la, dacă ții minte, Tibi, câte întrebări mi-ai pus tu în legătură cu Fane Fâșie. Da. Deci nimeni nu e de nelocuit. Ați văzut realizările care le-am avut, ce am putut să obținem cu Fane Fâșie. Toată lumea, cum poți să-l iei pe Fane care nu știe, care nu... Băi, e decizia mea. Mergea în altă direcție. Nu. Acolo a fost altceva. Nu, că toată lumea până la urmă spunea de ce Fane Fâșie n-a făcut rezultate cu clubul lui. Fals. Fane Fâșie a făcut rezultate. A făcut rezultate, păi tocmai asta e că mulți vorbesc de necunoștință de cauză. Eu am avut o părere jumătate atunci. Am susținut că dacă Steaua câștigă campionatul național și se duce să se bată în cupele europene, e bine să se întărească cu fotbaliști puternici și de la alții, în vreme ce o altă opinie, la care aproape am achesat la un moment dat, spunea că, domnule, nu poți să-ți bați pe unul care ți-a fost adversar și pe urmă să-l iei și să te duci pe el. Dacă tot ai dat exemplu din fotbal, câte cazuri concrete, și dacă tot revenim la echipele mari, câte cazuri concrete de jucători în tur au activat la o echipă precum Steaua și în retur au activat la o echipă
total adverselor, cum e Dinamo. Pot să-ți dau câteva exemple aici. Până la urmă, dacă interesul național, și știu că asta cu interesul național sună deja perimat, dar dacă interesul național o cere, faci și... Așa a fost așa a fost. Interesul național ne-a împins pe hoptarea lui Fare Fâșie în... Dacă ți-amintești, Vali, eu am avut cu tine trei subiecte la momentul ăla, dacă tot vorbim de ele. Fane Fâșie era unul din ele, Victor Oana era unul din ele, pe care l-ai lămurit la momentul respectiv, nu cred că trebuie să ne întoarcem la el. Iar cel de-al treilea subiect, care pentru mine a fost cel mai deranjant, ca să spun așa, era Oana și Orhei. Bentu și Orhei. Deci mie personal, pe mine m-a durut sufletul. Asta este o discuție pe care probabil odată, ori azi, ori altă dată va trebui să o facem. Lucrurile sunt foarte clare și am mai spus chestia asta. Înaintea participării la campionatul mondial, Valia a discutat problema și se pusese exact așa. Sunt impuși pe lista noastră. Noi chiar am avut niște probleme legate de chestia asta, că ne bazam pe un al treilea manager, nu manager, pentru că nu sunt trei manageri la campionatul mondial. Și au fost impuși. Punct. Ar fi existat teoretic și o a patra problemă, pe care eu n-am făcut-o niciodată problemă, ba din potrivă am făcut-o un atu pentru voi, cooptarea în lot a lui Florin Cârstocea. Dar asta mie mi s-a părut benefică. Deci un om ca Florin Cârstocea nu puteai să nu-l iei în lot. Vali, eu îl țin minte dimineața la ora 5. Tocmai el ne-a ajutat, mi-aduc aminte să nu fie 3 din comisia JVPS și să fie 2. Deci, eu am venit la tine în stand și Florin Cârstocea era deja acolo și făcuse bariera aia, nu trece nimeni, în ultima zi, în ultima dimineață. Da, aia a fost impusă de mine, i-am zis minte, cu respectul de rigoare, deci nu mai intră nimeni, nu mai comentează. Te-a ținut în brațe, adică te-a susținut. Păi, dacă ți-aduce aminte la 9:30, m-a întrebat, Vali, mai vrei ceva? Și eu am spus, da, vreau 6 beri. Uh-huh. Toată lumea, nu-i dai bere, e ultima zi. Și cum, mă, dacă vrea bere, bere îi dau. Corect. Mi-a adus 6 beri în 5 minute, a dat, nu știu dacă nu erai acolo. Eram acolo, eram cu tine. Acum nu sunt un băutor notoriu, dar simțeam nevoia să beau o bere. Și la momentul ăla nimeni a adus... nu vă știi în ce tensiune trecusești tu, sau ce tensiune aveai în momentul ăla. Sincer, în ultima zi am început să am o nesimțire crasă în mine, jur. Deci am dat telefoanele, am luat tot, că tot încercau să mă... Telefoane, stații, tot. I-am zis, vă rog frumos, în mașină. Ăstea nu mai au ce căuta aici. Și de acum încolo nimeni nu mai comentează nimic. Am băgat pe mine, Doli, că nu știa nimic ce se întâmplă pe... Îmi cer scuze, Mircea, dar... Eu nu puteam să stau cu stația lângă mine. Când întreba Vali ce a mai luat. Vali n-a mai luat nimic. Aoleu, nu pot să... Și am renunțat la telefoane, am renunțat la tot. Nu și la bere. Păi bine, poate dacă renunțai la bere, câștigai locul 1. Sau măcar, Mircea, gândește-te că era și varianta să ne uităm la Bulgaria campioană mondială în momentul ăsta. Da. Gândește-te și așa. Gândește-te și așa, că poate fără bere nu erați aici. Deși toată lumea deja era clară și tu venisei și îmi spuneai, stați liniștiți că și dacă e momentul în care ți-am prezentat clasamentul și ți-am prezentat situația reală, că era de ajuns într-o conjunctură extrem de nefavorabilă ca cele două lucruri să se întâmple, Moldova să urce un loc pe A și Letonia să ne devanseze, atunci am fi discutat. Amintește-ți că eram în stand la ei, la Cătălin eram și făceam toate calculele și trăiam. Până și asta mi s-a reproșat, că n-aș fi avut ce să caut în standul vostru atunci. Bine, reproșile venind din partea cui? Nici n-are importanță. Păi vezi, și atunci de ce discutăm? Ne spui din partea cui au venit reproșurile. Numai... Deși nu este deontologic din partea noastră să te întrebăm, noi suntem nefi cu curioși. Din partea colegilor mei... Bine, nu ne... Foștilor, trei colegi. Nu discutăm despre subiect dacă să nu ne zici. Din partea foștilor mei colegi. O să vorbesc cu regia și o să mă uit în ochii regiei și o să-i spun dacă suntem pregătiți pentru o pauză. Vom intra în ea. Ascultătorii de radio vor asculta muzică, We Are The Champions, o piesă pe care eu o îndrept către invitații mei, și poate retrăiți momentele urcării pe podium când retrăim în fiecare zi. După ce vi s-a intonat imnul național, ați ascultat We Are The Champions. Ascultăm și noi acum în această pauză. Cei ce ne urmăresc la televiziune vor vedea câteva materiale. Nu mai batem în masă, nici măcar în pauză. Ai spus că vrem să putem face ce vrem. Putem face ce vrem, dar ascultătorii noștri au urechi sensibile.
Pauză, așadar, revenim peste câteva minute. Am revenit, așadar, invitații mei din această seară sunt, într-un cuvânt, campionii mondiali. Sunt două. Într-un cuvânt, campionii. Nu, mondial sună mai bine. Într-un cuvânt, mondiali. Ok. Și mai multe cuvinte sunt Vali Mărtoiu, Cătălin Ureche și Mircea Spasici. Echipa tehnică din spatele meu, căreia trebuie să-i mulțumesc pentru transparența din pauză, mi se arată că nu, ci că eu aș fi de vină. Și asumă complet responsabilitatea de ce s-a întâmplat. Regizorul video al acestei transmisii, eternul și irepetabilul Florentin Iuga, pe care îl salut, iar maestru la imagine în acest moment, un nume de care ați auzit și de care cu siguranță veți mai auzi, Georgică Fitofag. Ok. Da, și-a strâns camerele. Începe să strângă camerele. Mai avem imagine? Avem, avem și imagine, avem și sunet. Sunet avem și în pauză, deci suntem deschiși. Da, am profitat de această ocazie, am primit informații că avem sunet în pauză și am profitat de această ocazie, însă am păstrat-o în spiritul. Da, lumea ne spune că se aude, nu știu, probabil sunt deschise microfoanele camerelor, până la urmă n-am spus lucruri de care să ne fie rușine. Noi nu spunem niciodată lucruri pe care să nu le putem spune și cu microfoanele deschise. Absolut. Bun, pe perioada pauzei am acumulat întrebări de la ascultătorii noștri și telespectatorii noștri, pe care, iată, încă o dată îi invit alături de noi, participativ, activ, pe chatul emisiunii. Chatul se poate acționa fie din pagina radioului, fie din site-ul televiziunii, butonul cu același nume, chat, sunteți alături de noi și puteți pune întrebări, puteți comenta. Avem și un număr de telefon 0373744699, dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, vă așteptăm cu drag. Ei bine, spuneam, în perioada pauzei am adunat întrebări, una din ele este o dorință mai degrabă decât o întrebare. Ascultătorii, un ascultător vrea să știe de unde ați pornit, Vali? Ce rezultate ați avut înaintea acestui CN? Care sunt premisele devenirii voastre de campion național și mai apoi de campion mondial? Adică chiar așa v-ați trezit într-o dimineață și a zis mergem să fim campion mondial sau ați mai avut rezultate? Hai să vedem deci, un fel de palmares al energiei, dacă se poate. Da, palmaresul la CS Energy este destul de bogat. Pot să spun că în 2008 am fost vicecampion național, care spune ceva. În primul an când am intrat pentru am participat la campionatul național, ne-am bătut cu Senzorul și cu Carpingul. Pot să spun că în 2009, eu cu Ciprian Dochița am făcut o echipă extraordinară când s-a participat pe individual și după a treia etapă am avut pașaportul aproape în mână. Am câștigat lacul Late și am luat captura pe lacul Late și pot să spun că pe Tâncăbești, din 9 concursuri, 7 am fost pe podium. Și pe podium înalt, deci nu... N-am luat mențiune, cum se spune. Pot deci să spun că... Nu veneai chiar de niciunde. Claudiu Lucaș cu Cătălin Ureche, în fiecare an, unde s-au dus, au lăsat urme grave. Adică locul, podiumul l-a prins tot timpul. N-a fost concurs să nu-l câștige. Deci din 2000... Pot să spun că Ghelase Ionel și Roman Felix au avut rezultate, că n-au avut posibilitate materială să participe la multe concursuri tari sau că cu cine a fost, nu s-au făcut de rușine. Deci palmaresul clubului Energie, să știți că este bogat. Și titlul de campion mondial spune cuvântul ăsta, a pus... Bine, doritorii pot să vadă o parte din palmares și pe site-ul clubului nostru. Trebuie să spunem de acest site care... E destul de tânăr, are câteva luni deja, unde oamenii vă pot urmări, pot, pe lângă foarte multe poze frumoase, pentru care cred că trebuie să-i mulțumim prietenului nostru Teo Drăgan, pentru mare parte dintre ele, este alături de noi, îl salutăm cu această ocazie. Mulțumim, domnul Teo! Îl salutăm cu această ocazie. Aștept în continuare. Pot vedea și... Ce aștepți? În continuare niște albume. Albume. Spuneam că alături de galerii foarte frumoase foto... cei care vă urmăresc activitatea pot vedea ce noutăți se întâmplă în viața voastră,
dar desigur și aici la televiziunea noastră și la radioul nostru vor afla de noutățile voastre și chiar mă grăbesc către unele din noutăți pe care să le dezvăluim imediat, nu însă înainte de a vă spune că mare parte din ascultătorii noștri sunt cu sufletul alături de voi și țin să vă transmită aceasta. Cineva spune că salutări și tot respectul pentru băieții care ne-au făcut să trăim alături de ei pe Balta Corbu, momente probabil unice în viață. Iată că sunt oameni care au fost cu sufletul alături de voi și dacă ți amintești, Val, îți spuneam în momentele alea că multă lume mă sună, multă lume îmi dă mail, da, și mă roagă dacă ajung la tine în stand și mă rog la colegii tăi în standuri să vă spun că toată țara e cu voi. Mă rog, o mare parte din ea. Am simțit acolo pe Balta, am avut și familia proprie și foarte mulți prieteni de acasă și de peste tot și pasionați de pescuit care au fost și ne-au vizitat pe Balta și care i-am simțit aproape de noi și a contat foarte mult. Acest aspect a contat foarte mult și le mulțumim foarte mult. Da, pe această cale le mulțumim tare mult celor care au fost alături de noi și cu sufletul și cu câteva idei și chiar și lui tata Nițu pot să-i mulțumesc pentru aportul care l-a adus. Să știi că tata Nițu a avut o discuție cu mine off the record, cu camera închisă, înaintea începerii competiției. Cum bine știm, el era managerul echipei Ungariei la acel moment, pe care o dorea cât mai sus pe podium și tata Nițu mi-a spus: ce bă, Tibi, băieții ăștia chiar sunt puternici, adică chiar au toate șansele, eu cred în ei și sunt convins că vor ajunge sus. Și zice: mai mult decât atât, voi vorbi cu Vali și voi da câteva sfaturi. Nu, am discutat și eu, am discutat personal cu dânsul la întrunirea managerii capitanilor de echipă și am discutat cu el și se vedea că este alături de lotul Ungariei, dar probabil sufletul era alături, cu sufletul era alături de noi. Bine, e un lucru de care s-a tot discutat, permisivitatea de a, și cu tine, Mircea, mi-amintesc că am avut discuția asta, până la urmă, mulți oameni sunt în pescuitul ăsta din pasiune, toți probabil sunt din pasiune, dar mulți deja și-au făcut o profesie și mulți trăiesc de aici. Și atunci este moral să îți faci meseria când echipa ta națională se luptă la titlu sau nu e moral? Și mă refer aici la faptul că au fost cluburi românești, firme românești care au vândut nadă adversarilor voștri, au fost personalități din pescuitul românesc care au fost consilieri pentru echipe străine și au făcut-o pentru bani. Până la urmă, la sfârșitul zilei, când omul ajunge seara acasă la familie și la copii, trebuie să pună ceva pe masă. Sunt perfect de acord. Este condamnabil sau nu e condamnabil? În momentul în care intervine principiul de moralitate, nu neapărat că este condamnabil, dar nu avem cum să nu observăm și cum nu poate să nu ne afecteze acest lucru. Faptul că și cei de la Carping și cei de la Senzor au pus la dispoziție nadă contracandidaților noștri, echipei Portugalii, echipei Bulgarii. Nu numai, trebuie să vorbim și de alți producători puternici de nadă, să vorbim mi se de, pare un lucru și de Bogdan Drăgan, care a furnizat nadă, sigur, să vorbim și de Mădălin Olariu, care a furnizat nadă adversarilor voștri direct. Este un business și mi se pare absolut firesc ca lucrul acesta să se întâmple. Dar aici vă spun, așa cum am discutat într-o emisiune care probabil va fi uitat odată cu începerea acestei emisiuni și am explicat exact persoanei în cauză ce m-a deranjat pe mine personal, că nu e un lucru pe care pot să-l reproșez, dar a fost doar un principiu de moralitate care am considerat eu ca și principiu de moralitate încălcat la acel moment. A fost exact acele probleme legate de indicațiile clare și precise, menite și făcute exact împotriva noastră. Au fost persoane care nu și-au dorit să fim acolo. Au fost persoane care ar fi vrut să dezamăgim. Chiar dacă mi-asum ceea ce spun, este ceea ce simt, este ceea ce am simțit și atunci și ceea ce voi simți tot restul vieții mele, pentru că nu cred că am cum să mă înșel, dar au fost într-adevăr persoane care își dorea să dăm greș, care își dorea să avem o plasare slabă și care în felul ăsta, nu știu ce anume ca și interes ar fi urmărit, dar din păcate nu s-a întâmplat așa și...
Nu, din fericire. Din fericire. Din păcate nu s-a întâmplat să le dăm satisfacția. Din păcate pentru ei, da. Dacă ți-aduce aminte, Tibi, după ce s-au tras grilele, tot binevoitori scriau pe site: Dumnezeu nu e țigan. Deci a avut grijă să tragă o grilă proastă. Și a avut mare dreptate, așa e, nu e. A fost exact cum trebuie să fie. Nu vreau să intru în nu vreau să intru în niciun fel în discuții, în discuții rasiale. Nu cred că România se poate împărți etnic în momentul ăsta. Cred că o echipă, mă uit la pescari pe care îi avem alături de noi, de tot felul de naționalități. Pescuim cu Ali Motaz, pescuim cu Iorgos, pescuim cu, și suntem la fel, adică eu nu văd diferențe majore cu Zvonco și așa mai departe. De ce ar trebui să facem diferențierea asta? Poate că uneori dorim să fim răutăcioși și nu avem altceva la îndemână. Ca și figură de stil pusese pusă, dar na, ne reain, cred că n-a fost reintenționată sau putentă rasistă, ci pur și simplu și exprima. Până la urmă eu nu cred că există pe pașaportul cuiva sau pe certificatul de, cum se cheamă, cartea de identitate a cuiva, termenul țigan sau rom sau altceva. Toți sunt români, nu? Da, absolut. Bun, chiar nu-mi doresc să intru în discuție. A, nu, era doar o figură de stil, totul. Bun. Nu în sensul rasist al cuvântului, să nu se înțeleagă greșit. O altă întrebare care a început să devină preponderentă pe chatul nostru după ce s-a lămurit problema anterioară este, se vorbea la un moment dat, hai să citesc întrebarea, nu, înainte de asta văd o întrebare care chiar e și asta foarte interesantă. Dacă ne puteți spune, Vali, care va fi componența lotului pe care îl veți alinia anul ăsta la campionatul național? Da, e prematur să spun. Lotul câștigător. Lotul câștigător, da. E prematur să spun. Și o întrebare care... Da, te rog. Avem încă pescari de valoare care oricând poate să ia locul unui altuia. În principiu mergem pe structura veche. Deci... Ții minte că am venit la tine în stand în ultima zi în care pe ceuri și pe aur nu se putea întâmpla nimic și te-am întrebat dacă nu crezi că psihologic ar fi de ajutor pentru ceilalți componenți ai lotului să faci schimbări în echipele în care nu mai puteau pierde, respectiv la Felix cu Fane și la Claudiu cu Cătălin, să-i odihnești pe ei și să bagi și din rezerve ca să se simtă și ei participativ în asta, și mi-ai spus că în momentul ăsta n-ai curat să schimbi nimic, dacă ți-amintești. Da, după cum bine știm, Balta Corbu are potențial mare de pește. În 3-4 ore se putea schimba radical. Și ca și măsură de garanție, să zic, am lăsat lotul, bine, în condițiile în care s-a accidentat un pescar, l-ajungea oboseala, pot să zic că puteam face schimbări. Aveam cu cine. Probabil am făcut o greșeală când am lăsat și rezervele să participe, să așa, muște puțin din glorie. O oră, două să aibă. Dar la momentul ăla nu m-am gândit, fiind și jucător, am vrut și chiar vreau să fiu 100% că va merge bine și că nu se poate întâmpla nimic. Uite, o întrebare care deja se repetă, hai să o citesc exact. S-a vehiculat la un moment dat că vor scoate și o gamă de nadă. Este adevărat? Este una din premierele pe care o anunțam. Da, este adevărat. Hai să vorbim un pic despre gama de nadă și aș vrea, Vali, să vorbim despre gama de nadă întrebându-te, cu rezerva secretului profesional, ce nadă ați folosit voi în campionatul 2012 și de aici să plecăm în discuție. Avem o nadă, o rețetă proprie pe care am folosit-o, a dat rezultate. Nu putem să spunem că e cea mai bună sau cea mai rea. Eu zic că a dat rezultate și am mers pe ea. Rezultatele vorbesc de la sine. Crezi că folosind o altă nadă în același mod în care ați folosit-o pe asta, erau rezultate mai proaste sau mai... Asta nu pot să, nu pot să spun, n-ai de unde să știi. Ați avut încredere în nada voastră și încrederea a fost un element important. Încrederea a fost un foarte important element. Tocmai asta e și motivul pentru care încercăm acum să ieșim pe piață cu această nadă, pentru că această nadă va fi nada care a dat rezultat. Absolut. Okay. Este nada câștigătoare. Nada câștigătoare. Bun. Am încercat înainte de a ieși pe piață, am încercat să o testăm și să vedem exact ce potențial are
Și s-a dovedit a fi câștigătoare. Și de aceea e o nadă completă din punctul nostru de vedere. E o nadă care va da rezultate pe măsura așteptărilor și care în curând o veți putea găsi. O veți putea găsi, nu știu dacă vom fi. Au trecut 6 luni din momentul în care vi s-a cântat We Are The Champions. Da, așa este. Timp suficient cât să pregătim și să ieșim foarte, foarte bine pe piață. Ok, când va fi de găsit și unde? În maximum 2 luni, încă mai avem de lucru, dar în maximum 2 luni o să iasă pentru toate buzunarele nadă. Deci o să fie și pentru pescarul de rând și pentru pescarul cu bani. Acum calitatea... Nu vă e teamă că punând la dispoziție această nadă acum în 2013 la campionatul național, toate loturile vor funcționa pe nada voastră și vă va fi mai greu? O să fie limitată, în primul rând, nu o să putem să avem capacitate mare, dar ăsta, fac o glumă acum, instrucțiune de folosire nu prea le dăm. Spre deosebire de alte... Ok, am înțeles. Scuze pentru... Da. Mi s-a alăturat pe chat în acest moment și Claudiu Lucaci. Simt că aproape avem formula campioană aici, parte în studio, parte pe chat. Ne salută și îl salutăm și noi pe el. Bine ai venit, Claudiu, alături de noi. Bun, va fi, am înțeles, o gamă de nadă și nu doar un singur produs. Deci vor fi mai multe, toate testate de voi. Intenționați să aveți un magazin de desfacere sau veți funcționa online sau veți lucra cu magazine partenere în țară? Cum va fi distribuția? Trebuie să acoperim toată. Eu nu știu dacă vom putea fi prezenți cu produsul în sine la următorul târg care se va desfășura acum pe 14 martie. Mai sunt doar două săptămâni. Avem măcar pregătite câteva materiale de prezentare. Și prin eforturile care le face și Vali, o să încercăm să fim atât pe site, chiar și prin comandă telefonică, și la magazinele de profil vom încerca să-i abordăm, dar cum ne va permite. Acum toată lumea știe, începutul e foarte greu. Foarte greu și încă mai avem de pus la punct niște detalii, dar maxim 2 luni va ieși nada Energy pe piață. Eu așteptam, după gloria supremă la care ați ajuns, așteptam să văd numele Energy mult mai mult, inclusiv pe echipament de pescuit. Eu personal aș fi făcut lansete pe care aș fi scris Energy Brașov sau aș fi scris Vali Mărtoiu, Claudiu Lucaci, Cătălin Ureche și mai știu eu ce și l-aș fi scos în magazine. Adică ați avut un moment care trebuia speculat mai mult. Intenționați în continuare să-l speculați și altfel decât numai printr-o gamă de nadă? Problema mare e cu finanțarea. Deci am vrea să facem multe, dar trebuie să ne limităm la ce putem face și ce facem să facem de calitate. Probabil în viitor o să promovăm clubul și cu ceva tricouri, știu eu, ceva lansete, ceva... Da, cum la orice club sportiv, dacă te duci la Dinamo, la Steaua, la Rapid, există un magazin de prezentare unde există tricoul cu numărul 10, tricoul cu numărul 7 se poate cumpăra, de ce nu și tricouri de România? Cred că orice... Cum? Tricoul cu România, Cătălin Ureche. Un tricou cu România, Cătălin Ureche am eu. Deci și îl veți vedea aici pe perete. Cine crezi că ar cumpăra tricou cu România de la noi? Te întreb pe tine. Nu știu, dar merită încercat. N-am primit niciun fel de solicitări de acest fel. La mine în emisiune multă lume a spus că dacă apar astfel de tricouri, sunt dispus să cumpere. Putem să facem o chestie, tot ai început o emisiune nouă, faci cu niște premii și atunci ne putem și putem trimite la dispoziție niște tricouri, niște... Până la urmă, eu cred că e o chestie de mândrie națională să știi că tu faci un sport în țara care este campioană mondială în sportul respectiv. Cred că ar trebui să bucure pe oricine, dar, repet, trăim în România, în țara în care uciderea caprei e mai importantă decât creșterea propriei capre. Și atunci, probabil că da. E mai simplu. Aveți dreptate. E mai simplu.
Nici măcar nu-i mai simplu. Trebuie să sari gardul, trebuie să... Bine, acum dacă te referi la capra vecinului, da, dar dacă aia mă refer. Capra, atunci nu, la capra vecinului mă refer eu și la știu. Sportul ăsta național, la zootehnia care ne bântuie etnogeneza, la faptul că nu reușim să ne revendicăm decât dintr-o oaie din Miorița și dintr-o capră a vecinului și acolo ne cantonăm, atunci când niște băieți inimoși de undeva din țară vin și devin campioni mondiali, reușim să le găsim și lor, că au avut o gaură în training. Trebuia început că atunci când niște băieți din undeva din Ardeal reușesc să devină campion mondial și acest lucru apare foarte puțin în media, dar o știre total eronată, precum cea în care echipa Angliei ne-a acuzat de tot felul de lucruri, a apărut și a făcut înconjurul tuturor televiziunilor. E un lucru care ne doare foarte tare. Am reușit să apărem la televizor mai mult dând explicații decât să fim felicitați și acesta este un lucru care doare foarte tare. Dar, așa cum ai zis-o și tu, suntem probabil mai preocupați și ne interesează mai mult și se vinde mai bine cancanul, șoc, șoc, șoc și așa mai departe. Discutam chiar într-o emisiune cu tine. Dacă nu avem fiare contorsionate, nu prezentăm încredere. Dar este un lucru care, la care lucrăm și facem eforturi foarte mari și încercăm cât putem de mult să-l promovăm. Am crezut și eu într-o vreme că, într-adevăr, cancanul se vinde mai bine. Se pare că majoritatea iubitorilor acestui sport, care practică pescuitul ca sport, sau nu neapărat, care pur și simplu sunt iubitori de pescuit, se pare că sunt ceva mai dornici și mi-au dovedit și în această emisiune să afle despre voi și nu despre certurile în care sunteți voi implicați. Au fost, e adevărat, în debutul emisiunii și acele întrebări, dar cred că n-ar trebui percepute ca o dorință de cancan, ci ca o îngrijorare. Ca o îngrijorare firească, ce se întâmplă cu echipa campioană. Și atunci deja e de bine. Da, nu, noi nici n-am privit-o ca și un cancan, am privit-o pur și simplu o chestie care neapărat că nu ne face plăcere nouă mie și lui Cătălin mai mult fiind cu echipierul lui, dar e un lucru care, așa cum am obișnuit lumea, n-am spălat niciodată în public nimic, n-am ieșit niciodată, n-am atacat niciodată și probabil că nici nu o să o facem niciodată. Și probabil că am și greșit când am ieșit un pic. Eu sunt convins că părerea mea personală e că nu. Ne-am păstrat demnitatea, ne-am păstrat onoarea și obrazul nepătat. Da, sigur, e interpretabilă până și chestia asta, dacă stai să te gândești. Da, prieteni, să vă mai propun o pauză, o scurtă pauză muzicală, dacă și televiziunea este pregătită pentru o pauză, o să ne întrerupem câteva minute. Deep Purple, n-ai mai pomenit. Place și la Brașov, da? Black Knight se numește piesa. Când televiziunea îmi face semn că e ok, ieșim în pauză chiar acum. Am revenit, prieteni, după scurta pauză diferențiată, jumătate radiofonică, jumătate televizivă. Cei care ne ascultă la radio aud ceva în pauză, cei care ne ascultă, cei ce ne urmăresc la TV, altceva. Din fericire, spune eu, cei ce ne urmăresc la TV aud și sunetul de aici, din platou, din timpul pauzei. Da, ceea ce ați auzit acum a fost Mircea, care își lua și el locul în emisie. Nu e niciun fel de problemă, după această emisiune redecorăm platou, cumpărăm alte microfoane, înlocuim tot ce s-a distrus. Ei bine, spuneam că sunt inerente probleme tehnice, așa cum, desigur, nu numai la noi se întâmplă, și că am încercat, discutând cu Florentin despre pregătirea acestei emisiuni, să punem un accent mai mare pe calitatea invitaților și pe calitatea dialogurilor de aici și nu pe tehnica pe care, iată, că am făcut-o în
Interval de o săptămână. Da, aproape o săptămână, poate nici atât. Bun, am revenit în emisiune. Campionii mondiali sunt aici cu noi în reprezentare. Vali Mărtoiu, Cătălin Ureche, Mircea Spasici, în studiourile Renegade, în studioul de televiziune Renegade and Info Pescar TV, o televiziune care abia se naște și dați-mi voie să le mulțumesc în mod deosebit invitaților mei din această seară că au dorit să fie aici la această primă ediție. O ediție, desigur, pentru mine cel puțin memorabilă. Nu este oricum să începi prima emisiune cu cei mai buni pescari ai momentului, cei mai buni dintr-un domeniu, într-un anumit moment, așa cum o fac eu, și vă mulțumesc pentru... Noi vă mulțumesc pentru asta. Noi îți mulțumim și pentru noi, deosebite, să ne fie mereu companie. Vă mulțumesc. Acum ar trebui să ne mai luăm vreo două minute să ne gratulăm reciproc. Da, ca nu, să, noi îți mulțumim. Să, nu, așa, ba, nu, ba, eu, ba. E sincer, ceea ce spunem, okay. Chiar e sincer. Și cu siguranță întotdeauna vom răspunde prezent când... Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult. Am o întrebare pentru voi, preambul, așa înainte să ne întoarcem în subiectul de bază. Ce părere aveți, cum vi se pare vouă, ca pescar de competiție și anterior momentului campionat național 2012, apariția presei de pescuit sportiv și mai ales a televiziunilor și radiourilor de pescuit sportiv? Este un lucru benefic? E ok să fii informat sau să se știe de tine în permanență? Nu e? Care e părerea voastră? E ok. Atâta timp cât se păstrează linia asta deontologică și nu apar favoritisme pentru diferite cluburi și așa mai departe, este foarte, 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 foarte benefică. Foarte benefic. Am profitat din plin de ea, ne-am bucurat și pot să zic că eu personal sunt unul dintre oamenii care te urmărește în mod... Am devenit ca și un ascultător fidel. Îți mulțumesc, Mircea. Ideea este că pentru prima dată în 2012, din întâmplare fericită pentru voi, anul vostru de glorie, oamenii nu mai așteptau informații despre ceea ce se întâmplă, despre eveniment aruncate așa aici, colo, pe forum, ci trăiau alături de voi în standuri, trăiau momentele devenirii voastre istorice și cred că asta a fost de bine. Și cred că de acum încolo ar trebui să fim și mai prezenți. Ne-am propus o emisiune pe care să o realizăm în fiecare miercuri de tehnică de pescuit, pe care Florentin o va realiza din magazine, de la producători de nadă, de la... Așteptăm și la Brașov. La Brașov vom veni cu drag. Vrem să popularizăm mult mai mult concursurile, hai să le spunem, de mică anvergură, nu numai campionatul național, adică să fim și în concursurile în care orice pescar la început de drum să-și dorească să participe. Ar fi o idee extraordinară. E un segment de piață care trebuie abordat. Și mai mult decât atât, ne-am propus să facem și emisiuni care să nu fie emisiuni din concursuri, ci emisiuni de la partide de pescuit, unde neavând presiunea concursului pe tine să poți vorbi mai mult. Văd în momentul ăsta o emisiune care s-ar intitula Cu campionii mondiali la pescuit, în care să ne întâlnim undeva pe o baltă, în care să ne punem lansetele și voi, campionii mondiali, să explicați celor de acasă cum pregătiți acea partidă de pescuit de plăcere. Eu cred că ar fi... În sensul ăsta v-am și făcut o invitație pentru că ne dorim foarte... Deja am acceptat-o, vom onora cu drag. Și cu cel mai scurt timp posibil, în momentul în care se mai și încălzește puțin, vom putea face o astfel de emisiune la Brașov, ne dorim foarte mult. Ne întoarcem așadar, spuneam, la ceea ce ne interesează cel mai tare și în acest moment pe voi. Cel mai tare vă interesează anul competițional 2012. Așa cum se prefigurează el în acest moment, cu uniuni sau neuniuni, cu AGVPS sau fără AGVPS, cu, mă rog, toate discuțiile care au fost în pescuitul crapului. Cum vedeți campionatul național 2012? Și mă refer numai la campionatul național în momentul ăsta. Da. Deci campionatul național 2012 nu cred că va fi cel 13. Nu va fi cel mai fericit campionat în viziunea mea. Noi am pornit pe un drum
am zis că renunțăm pentru calificările la campionatul mondial din oficiu 2013, ca să unim grupuri, adică să unim pescarii într-un singur grup, să facem o uniune, un moment zero, pe care mi-aduc aminte că l-ai pornit și tu acum câtva timp. L-ai promovat. De dovadă n-am făcut niciun compromis, adică am făcut mai multe compromisuri, dar nu am făcut compromisul de care e vorba, Vali, hai să ne reamintim, era vorba de o promisiune pe care voi ați avut-o din partea conducerii AGVPS, că dacă veți obține titlul mondial, veți merge fără calificări la campionatul de anul ăsta din Portugalia. Fapt care s-a și concretizat. Da, și voi ați renunțat, la acest drept. Cum comentați? Acea promisiune, să menționez faptul că acea promisiune s-a concretizat dintr-un lucru spus ca și o promisiune, a devenit un lucru concret în momentul în care, în urma ședinței de la AGVPS și în urma unui vot făcut în acea comisie, se hotărâse că noi să participăm direct la campionatul mondial. Dar am luat decizia asta sperând că, așa cum spunea și Vali, putem face ceva pentru pescuitul sportiv. Și aici amintesc faptul că ne doream foarte mult să existe în taxa de înscriere și o taxă adresată exclusiv lotului național câștigător al campionatului național. Indiferent care ar fi. Indiferent, pentru că ne-am lovit de această problemă. Așa cum a fost în anii precedenți, dacă ne-am lovit de această problemă în condițiile în care campionatul mondial a fost organizat în România. Și ne-am lovit de această problemă. Ori în condițiile în care acest campionat mondial se va organiza în Portugalia, cu atât mai greu va fi. De aceea ne-am dorit foarte mult să găsim soluții ca cei care poate vom fi noi, poate vor fi alte cluburi, dar cei care vor merge și vor reprezenta România să beneficieze de tot suportul, așa cum este firesc până la urmă, acelor care se ocupă și de organizare și de... Cu siguranță v-ați gândit la faptul că voi ați putea să fiți cei care veți reprezenta România, adică voi veți câștiga campionatul național. V-ați făcut niște calcule cât ar costa această reprezentare? Transport, nadă, cheltuieli de cazare? Pentru anul 2013 al clubului Energy, în condițiile în care ne gândeam că mergem direct în Portugalia, chiar împreună cu toți le-am făcut și ajunsesc undeva în jurul sumei de 100.000 de euro, care era o sumă uriașă. Și aici mă refer... Prindea două antrenamente în Portugalia, deplasare transportul, deci... echipamentului... Mai spune-mi o dată cifra, că nu sunt convins că... La 100.000 de euro ne-am oprit. Nu pot să spun decât wow. Adică... Bine, no, 100.000 în condițiile în care am pus totul pe hârtie, deci... Valin, poți să spui, numai dacă vrei. Nu. Nu poți să spui. Bine. Poți să spui, hai să te poți să spui vrei doar, să mă poți întrebi. Să spui doar mult, foarte mult, atât. Nu, pot să-ți răspund eu tot. Da. Bine, întrebarea cât te-a costat pe tine nu ascunde în ea niciun fel de dorință de cancan, ci e o informare pentru cei care se gândesc la o astfel de performanță, cam cât ar trebui să gândească, să bugeteze. Dacă vrei, îți răspund eu, nu vreau. Cât l-a costat. Chiar zilele trecute am făcut cu Roman Felix necesarul pentru o singură etapă pe Corbu în campionatul național. Și am ajuns la 14.000 de euro numai o etapă. Deci atâta are bugetul Clubul Energy pentru o etapă. De atâți bani are nevoie, de 14.000 de euro. Vorbim transport, mâncare, apă, baterii pentru cazare. Alarme, cazare, deci tot ce ține de campionatul național. Consumabilele, cârlige, fire, pentru tot. O etapă? Pentru o etapă. Incluse și sunt nada. Puse pe hârtie. Și să ținem cont că nada este acum o să fie produsă de noi, de voi, și pentru vânzare și pentru tot. Deci noi am ajuns la 14.000 de euro. În condiții în care voi deja aveți câteva lucruri rezolvate, ca să spun așa. Nu, deci tot pe ansamblu, asta este suma. Categorii diferite, tot ce înseamnă logistică, tot ce înseamnă
consumabile, tot ce înseamnă nadă. De ce spun, am pus și mâncare, și baterii, și apă, deci tot. La suma de 603 milioane, cred că era... Da, 603 milioane plus 1% cheltuieli neprevăzute. Sigur, singurul element care este modificabil în funcție de locul de unde provine echipa este transportul, care dacă echipa e din Constanța e mult mai ieftin, dacă e din București e ceva mai ieftin, dacă e din Brașov e mai scump. Da, sau da, deci noi sau punem... Era nevoie de 22 de milioane pentru motorină, pentru o etapă. Mașini, pentru o etapă. Un consum mediu de 10%, sunt 500 de kilometri, pentru 5 mașini era nevoie de 21 milioane doar pentru transport. Cantitatea totală de nadă pe care ați folosit-o în cele trei etape de CN, în etapa de campionat mondial și în cele două pregătitoare antrenamente, să le spun așa, cele două cupe RIG, poți să o spui? Câtă nadă în total ați folosit în toate aceste demersuri? Media cam 300 de kilograme per echipă. Per echipă? Per echipă. Pe toate etapele. Pe toate trei etapele. A, deci nu v-ați dus în maximul permis? Nu, pentru că la mondiale s-a folosit foarte puțină nadă. Deci am avut am avut un stand, dar am avut o strategie. Asta care merită dezvoltată. Aici nu mai dăm din casă, te rog frumos, nu mai trage de limbă, asta nu. E. Eu vreau să mai spun, vis-a-vis de renunțarea noastră de să mergem la campionatul mondial, noi am vrut să ne strângem în jurul unui om care are suflet și vrea să pună bazele pescuitului sportiv în România pe cele mai înalte trepte, să zic, domnul Cristocea, care ar fi acceptat să fie conducătorul Uniunii în condițiile în care toate cluburile ar fi fost, sau majoritatea cluburilor ar fi fost de acord și să realizăm acest proiect care zic eu că era rezolvat multe în carfishingul românesc. Deci dacă ne uneam toate cluburile și eram toți de acord, verbal, la telefonic, toți au fost de acord, niciun fel de problemă, dar când a fost să se concretizeze, după ce am renunțat, știm bine cine s-au opus. Noi am fi vrut, ca și Uniune, să organizăm campionatul național, să ne spălăm rufele în familie și să mergem cu rezultatul final la AGVPS, care desemna lotul național să meargă la campionatul mondial. Dar se pare că cel puțin anul ăsta a eșuat. Noi vreau ca să nu mai fie în AGVPS alte formalități, sau nu știu cum să mă exprim. Deci noi să fim, Uniunea să fie afiliată la AGVPS și numai prin noi, cluburile care se formau să participe la campionatul național sau la campionatul intern sau, mă rog, așa, să fie numai până în Uniune. Deci să nu mai aibă legătură cu AGVPS-ul. AGVPS-ul nu trebuia dat la o parte, normal, că el e forul care poate să trimeată echipa națională la campionatul mondial, dar să ne lase pe noi să spălăm, deci să ne organizăm, să ne... Probabil că aici ar fi trebuit voi să apăsați un pic mai tare pedala, pentru că atâta timp cât tu ești campion național și te duci la forurile conducătoare, te duci la AGVPS și îți impui un punct de vedere, e altfel decât dacă vin pescă. Probabil nimic, dar trebuia să faceți asta. Și de unde știi că n-am făcut? Știu exact că puteați mai mult. Puteați mai mult. Adică era momentul în care puteați să vă folosiți de Tibi, noi n-am vrut să facem bisericuțe. Deci am vrut să fim transparenți, să cerem părerea drept dovadă. La ședința de la AGVPS s-a propus să facă trei etape. Noi ne-am supus majorității. Deci încă o dată am lăsat, că ne convenea foarte mult. Trebuie să discutăm asta, de ce e mai bine în trei și nu în una, sau de ce mai bine în una și nu în trei. Nu înainte însă vă spune un lucru care sunt convins că o să vă bucure. Ne ascultă, este alături de noi Cristi Mitrea, Tataie, pe care cu siguranță toți îl cunoaște. Trăiești, Tataie. Un om care a pescuit la cele mai înalte trepte valorice în carfishing-ul românesc, vicecampion mondial, n-a reușit la un pește treapta mondială, dar a fost acolo. Un om care a pescuit la Montargil și care vă spune, și cred că acest lucru o să vă bucure, vă spune, băieți, Portugalia este a voastră, este exact stilul vostru, aveți șanse mari să-i zdrobiți. Eu cred că venim din partea lui Tataie, un astfel de îndemn e Apropo, eu l-am văzut important. Pe Tataie dormind cu bățul în mână.
Deci nu s-a lăsat până în ultima clipă, nu știu să-și aduce la minte unde. Da. Dormea cu bățul mână. Tata este un pescar de mare, mare valoare și un om cu care îmi face întotdeauna plăcere să stau de vorbă, fie în emisiuni live, fie la telefon, când mă mai sună, își face milă de mine și mai spune cum se pescuiește în Anglia, acolo unde ar trebui să ne uităm ceva mai mult, și mă refer la pescuitul de timpul anului, așa, la cam cum se pune problema acolo și că până la urmă ei au inventat până și pescuitul. Da. Dăm voie să spun, Tibi, nu contest că englezii sunt foarte buni, dar să știi că în ultimii 2 ani în România a explodat partea crapului, cum să zice. Nu avem mijloacele media și nu avem nici până la mijloacele materiale. Mijloacele materiale, dar vă spun că... O să te contrazic, Mircea, după ce termină validea. La noi s-a ridicat standardul la pescuit la crap extraordinar, și la plantat, și la... Da, Vali, și aici este meritul probabil a unor bălți de top și trebuie să menționăm aici Tâncăbești, Mara Vlăsiei, Doripesco, bălți ceva mai mici cu administrare extraordinar de bună și vreau să-l menționez pe Ștefan Babiță cu Măgura, care face o treabă nemaipomenită pentru cei care vin în pescuit. Corbu, care este o pistă de campionat național și campionat mondial greu de găsit similară în lume și bălți care vin și da, Balta Corbu a ridicat standardele mondiale. Balta Corbu nu. Florin Cârstoția cu ce a făcut lângă Balta Corbu a fost incredibil. Adică tu știi bine, Mircea, voi știți că eu am stat de vorbă cu toți capitanii lotușilor prezente acolo și cu Africa de Sud și cu Anglia și cu Belgia și cu absolut toată lumea și toți au avut cuvinte de uluire. Dom'le, incredibil, am fost la 1000 de campionate, mă rog, la foarte multe campionate 14, mondiale, așa ceva n-am văzut. Așa ceva n-am văzut. Și aici meritul lui Florin Cârstoția este incontestabil. Teamă mie, dragă Vali, dragă Mircea și dragă Cătălin, teamă mie că Florin Cârstoția se va scârbi într-un timp oarecare de mizeria și de mociri la care plutește în fenomenul ăsta. Și îl rugăm să mai aibă un pic de răbdare. Poate reușim împreună să facem uniunea, să ne devenim cât de cât independenți în ceea ce privește pregătirea campionatului național, să fie liniște. E un om care are un cuvânt mare de spus, un om care a spus direct că nu vrea nici să câștige, dar nici nu vrea să piardă nici ca imagine, nici ca bani. Până acum a investit, acum a venit momentul să mai recupereze ceva din bani, dar dacă îl pierdem pe omul ăsta, vă spun că șansele pescuitului la crap se diminuează substanțial. Da și nu, ceea ce a făcut el în momentul ăsta nu poate să, dacă el pleacă din fenomen, nu ia ce a realizat, nu ia cu el, adică ce a făcut rămâne făcut, dar la un moment și nivelul la care a dus omul... pescuitul rămâne acolo. Să folosim termenul ăsta. Problema este că în momentul ăsta este foarte greu să găsești, eu am tot făcut emisiuni și cu Dan Mitrănescu, pe care îl salut, este alături de noi. Dan Mitrănescu, salut, Dan. Care vine și propune un pescuit de mare performanță cotat jos valoric, adică cu bani puțin putem să atingem marea performanță, și este crezul lui Dan Mitrănescu pe care l-am promovat de câte ori am putut. În altă ordine de idei, sunt alte emisiuni pe care le-am făcut în care concluzia a fost numai cu bani poți să ajungi la performanță. Probabil că undeva este între cele două. Ceea ce face în momentul ăsta Florin Cârstoția, mie mi se pare nemaipomenit de bun pentru viitorul pescuitului românesc, dar un pic periculos, pentru că se ridică nivelul valoric. Și în acest fel, tinerii pescari la început de drum s-ar putea speria. Dacă vorbim de concursuri în care taxele se stabilesc undeva la nivelul a 1000 de euro, deja avem o problemă, limităm foarte tare accesul în pescuit. După cum ai spus tu mai înainte, englezii sunt profesori, sunt dar cu cheltuială. Vedem că au performanțe, au capturi, dar cu cheltuială. Uite, hai să-l sunăm pe Cristi Mitrea, dacă vrei, în momentul ăsta, că tataie poate, o să-l sunăm. Tataie mie mi-a povestit că nu e chiar așa.
costurile unei partide de pescuit în Anglia, pe o baltă pe care ți-o alegi, bine, cu rezervările de rigoare, sunt foarte, foarte mici. Nada folosită nu costă foarte mult. Echipamentele sunt de tip conservator, adică nu o să vezi pescarii de top englezi ținând pasul cu gama de vârf. Nu, ei s-au stabilit la BBLRC, acolo rămân, sau la, mai știu ce, am dat un exemplu, nu e neapărat adevărat. O emisiune și o discuție cu Cristi Mitrea pe tema asta va fi neapărat, va trebui să o fac, pentru că el mi-a spus lucruri care m-au uimit despre cum se desfășoară pescuitul în Anglia în momentul ăsta. Și mi-a spus, pe bălțile românești vei găsi expoziție de echipament de 10 ori mai scump decât ce vezi în Anglia. Da, nu neapărat echipamentul, dar nada trebuie să o respect și trebuie să mergi la un standard ridicat. Cum nu contez că balta corbul nu e o baltă scumpă, ca și nadă, dar... Deocamdată o să se ieftinească pe măsură ce crește peștera. Probabil o să se sucede. Deci am avut ocazie în 5 concursuri să avem 5 stiluri de pescuit. Pot să vă fac prieten deja anunțul. Cristi îmi spune că luni vie în țară și că mă caută să stăm de vorbă pentru această emisiune. Cristi este genul de om care simte nevoia să împărtășească. El a descoperit Delta probabil cum n-a descoperit-o nimeni. A ajuns în locuri necălcate de picior de om și își dorește să povestească oamenilor despre descoperirile astea, iar acum era și el când îmi povestea, la fel de uimit cum eram eu din poveștile lui, cum se desfășoară într-adevăr pescuitul în Anglia. Și trebuie să vă spun că a și câștigat un concurs, a participat acolo la un concurs cu nadă românească, cu bilă solubilă, și l-a câștigat fără probleme. Felicitări. Știi, Vali, cred că toate informațiile astea, cele venite de acolo, cele venite de la voi, din constatări proprii, ce vedem că se întâmplă în pescuitul românesc, probabil că trebuie să ne dea undeva o medie și să găsim media. E păcat să facem pescuitul un sport al elitelor din punct de vedere financiar. Cred că ar trebui să rămână un sport accesibil, pentru că altfel generația voastră, campioană, va îmbătrâni, vă veți duce, că asta e viața. Hai să spun, Tibi, și nu va veni nimeni după voi. Cum am început eu să încheg acest lot în 2012? Roman Felis cu Cătălin Ureche și nu știu cine mai venit. Deci haide să mergem până la Vadul Roșu să vedem cum pescuiți, că era un concurs. Și după ce am trecut de prima baterie de bețe, a tras peștele și am auzit alarma. Eram la 3 metri. M-am întors să pun mâna pe băț. Și Felix a zis direct, zice, l-am scăpat pe Vali, ăsta o să meargă la campionatul național. Din momentul ăla am început deja să-mi pun întrebări, bă, ce-mi doresc în viață? Să merg la pescuit, să-mi fac, adică să-mi fac plăcerea, sau să stau în stand-by și să... Și așa am plecat. Am analizat un pic balta corbul, baltă furajată, am zis că e o baltă gen Doripescu, nu este foarte scumpă. Cereale, era pe mâna noastră, zic, hai să mergem. Am început cu primul concurs, cu al doilea, cu ce am făcut noi acolo, ne-am trezit că trebuie să folosim foarte multe bile. Și am ajuns din estimări de 10.000 la o sumă exorbitantă. Bine, vorbeam de 3 etape plus campionatul da, mondial. Da. Vali, n-ai vrut să-mi spui suma, nici nu insist, poți să te întreb altceva, și la asta poți să nu-mi răspunzi, în final ești pe plus, pe minus, pe zero? Tibi, cam de aici cam pleacă toate întrebările astea. Eu aș vrea să fiu undeva la mijloc, deci dar nu. Bine, gaura în buget a fost dată clar de campionatul național de anul trecut. O gaură în buget, adevărat, simțită doar... De ce a fost gaura asta? Nu vă așteptați la ceea ce s-a întâmplat? N-ați fost pregătiți pentru... Am fost pregătiți, dar așa cum zicea și Vali, lucrurile s-au schimbat, au luat o turnură în ultim moment, dacă băieții au adoptat un stil diferit la Cupa Corbu, campionatul național a debutat cu o schimbare, peștele începuse la Cupa Rii. Peștele începuse bine, cred că tu poți să povestești cel mai bine de ce s-a întâmplat acolo. Tu poți să povestești anticipa foarte bine, mai ales că am filmări cu tine, Cătălin, în care ultima oră dintr-un concurs, într-o etapă, nu făceai absolut nimic decât să desenezi linii cu cobra. Zeci. La campionatul național. Da, campionatul național, etapa a treia. Etapa finală. Etapa finală. A treia la final. Da, etapa finală, deci... A fost o transmisie live de mare interes. Eu am făcut-o.
Bine, nu mai cine putea. Da, bine, scuză-mă. Ok, da. Eram singura echipă de care ne întorceam cu Momel acasă, cu Bile, și am spus dacă tot ni se reproșează chestia asta să le dăm în apă. Nu, era un război între noi și Babuelu până la echipa, urmă. Echipa vecină formată echipa din Vasile Ivan și Silviu Florescu, care a făcut schimbare între timp. Da. Schimbare între timp. Până noi nu ne mai putea ajunge nimeni, eram deja la 200 și ceva de kilograme în fața lor. Dar noi am continuat să pescuim. Da. Bugetul Valii, da, într-adevăr, e pe pierde, dar ținând cont de campionatul național, exact pe campionatul național. Pe campionatul mondial, am zis că a fost ok. Da, nu, la campionatul mondial. Au mai venit și sponsori, au mai fost și domnul Cârstocea. E ok, pierderile sunt, într-adevăr. Nu prea Valii, e modest, nu vreau să le zică, dar sunt. Eu nu mă justific, Tibi, dar vreau să spun o chestie. 68.000 suma de roni spune ceva. Da, nici nu pot traduce în momentul ăsta, e foarte mare. Vali, în plus 64, nu mai mă dau din casă, că pe urmă... Deci am făcut, acum ce să mai dăm casă, mai dăm din casă. Doamna Mărtoiu, vă rog să nu vă uitați, da? O socoteală... Să ascultați. Nu, astea către neveste se spun în pauză. Deci în pauză să... Dar ne tăia microfonul, în pauză să facem declarații. Să vorbește cu nevestele. Tibi, trebuie să cumpăr mărțișoare, mai stă mult? Nu mai stă mult. cam până pe 8 martie. Pe 8 martie terminăm emisiunea. Vali, în acest moment, când se preconizează ca echipa națională, echipa care va câștiga campionatul național și care va reprezenta România în acest an, adică Energy Brașov, adică cine doriți dumneavoastră, cineva care mă sună din străinătate și nu pot să-i răspund chiar în acest moment, așa că nu răspund, deci ar fi interesant să fac și o convorbire telefonică de genul ăsta în direct. Nu ne-ar dă. Am încercat eu una să fac o pauză, dar nu prea mi-a ieșit. Datorită microfonelor lăsate deschise de Florentin, pe care îl salut, cu această cale îi fac și cu mâna. Bun, spuneam că în acest moment se preconizează că echipa care va reprezenta România la campionatul mondial se va autofinanța. Adică, vorbim de o taxă de 1100 de euro de participare în campionatul național. Vorbim de taxele de deplasare, nadă, cazare, masă, ce mai e acolo, și echipa care va câștiga în acel moment va trebui să se finanțeze. Ați făcut voi un calcul și vorbeam de câteva zeci de mii bune de euro. Crezi că pescuitul din acest moment are suficient impact, are suficientă cognoscibilitate, e suficient de cunoscut ca să poată să meargă să spună, uite, eu sunt campionul național, eu mă duc la campionatul mondial, sponsorizează-mă, sau nu sunt încă oamenii tentați de asta? Deci sponsorii nu mai sunt perceptivi. Au fost alegerile, au fost probleme mari, economia merge cum merge, în sponsor nu ne putem baza foarte mult, dar nu contez că vor fi și oameni de bine care au început să ne iubească, în paranteză, și care ar putea să ajute echipa națională pentru deplasare, pentru... Credeți, Vali, că zona de interes este doar zona pescuitului, adică producătorii de nadă, magazine de pescuit, patroni de bălți, sau putem să mergem să cerem sponsorizare, o echipă campioană națională, să meargă să ceară sponsorizare și în deschis, așa, în larg, adică să mergi să ceri la bere, la vin, la ciocolată, la telefoane mobile sau mai știu eu pe unde. Asta și intenționez să fac, pentru că până la urmă încercăm să nu promovăm strict ideea participării la un campionat național, care este tratat așa ca și etapă pregătitoare sau așa mai departe. Dar totuși mergem ca și lot național și este... Aici ai atins un punct foarte, foarte bun. L-am mai atins într-o emisiune. Nu, și... un punct pe care încă nu-l știi, l-ai atins în mintea mea, o să-l fac eu vizibil acum. Credeți că ați avut suficientă vizibilitate națională în afara cercului nostru închis de pescari pentru ceea ce ați realizat voi pentru România, sau meritați mult mai mult? Și mă explic. România n-a mai adus de ani buni medalii de aur de pe niciunde. Erau vremuri în care, la o olimpiadă în care mergea România, se venea cu 10, 12, 14, 16 medalii de aur. Ce de gimnastru? Era, nu numai,
caiac, box, spadă și multe, multe altele, atletism și multe altele. Anul ăsta la Londra mi se pare că au venit două medalii de pe unde nu ne așteptam, de pe la tir, unul care s-a inventat pe sine. În fine, bun. Olimpicii români de pe la matematică, fizică, geografie și așa mai fac cât un lucru, dar și ăla mai puțin, mai puțin mediatizat. Ei bine, România anul ăsta, anul care a trecut, în 2012, a fost campioană mondială la ceva. Eu n-am auzit niciun minister, nicio autoritate de stat, nicio agenție independentă, nimeni să vină să iasă pe televizoare și să spună suntem campioni mondiali. Ok, în pescuitul crapului, dar suntem campioni mondiali. Vă spun că dacă în Liechtenstein, în Trinidad Tobago, ar fi câștigat un titlu la cricket sau la tras cu invizoace sau cu suflat cu arcul, cu cornete, ar fi vorbit despre asta două luni la televiziuni. La noi, nimic. Dacă la noi încă lucrurile de pescuitul care îl facem noi este confundat cu pescuitul care îl crede lumea. Adică te duci la pescuit, îți arunci două, trei bețe în apă, mănânci o pungă de semințe, bei două beri, faci un grătar, te-ai relaxat și ai plecat. Nu prind nimic, dar vii acasă și zici că ai prins șase pești. Da, te duci și cumperi de la metro și vii acasă. Deci, tocmai de asta nu s-a vorbit, cred eu, că nu se face diferența între pescuitul pe care îl practicăm noi și pescuitul care a rămas românului în cap, pescuitul ăla care a cui clasic de relaxare. A cui să fie vina pentru asta? Păi, în mare parte, nu știu, nu este promovat destul, zic vă întrerup o secundă, avem un telefon, sper că telefonul va fi și la televizor, nu numai la radio. Spune bună seara. Bună seara. Da, te auzim foarte bine. Puneți-vă căștile pe urechi și voi. Cine are? Da, te auzim, bună seara. Cristi, tu ești? Salut. Salut, Cristi, te aud destul de rău. Mă auzi destul de rău, eu te aud foarte bine. Te rog să spui ce vrei să spui, pentru că și ascultătorii te aud foarte bine. Da, probabil că aici e foarte ceasă, probabil că de-aia ajunge la mine semnalul mai scurt. Da, cu siguranță, Cristi. Vorbim cu Cristi Mitre. Am spus în mod special cu sun să îi felicit pe băieți. N-am apucat pentru că, uite, eu m-am îndepărtat mult de țară și vreau să felicit pe Alin primul rând. Îți mulțumim, Cristi. Mulțumim tare mult. Auzit? Da. Te auzim foarte bine, Cristi. Vali, felicitări și sincer să fim, s-au umplut sufletul de bucurie pentru că ați reușit, că noi ne-am chinuit ani de zile și n-am reușit să obținem și până la urmă s-a dus titlul suprem. Da, Cristi, mulțumim tare mult, îmi pare bine că am făcut și român fericit peste votare. Deci, mulțumim și vreau să vă duceți în Portugalia cu convingerea că este exact stilul vostru, este exact Școala Doritescu, școala de pescuit pe care voi v-ați înălțat. Să știi că noi asta ne și dorim. Am vrea să reprezentăm România cu succes în Portugalia, în condițiile în care ne vom califica. Ce să zic, dacă, după cum bine știi, am avut ocazia să mergem automat, adică fără calificări, dar am renunțat și sperăm să câștigăm campionatul național, să mergem în Portugalia, să încercăm să aducem titlul suprem încă o dată. Eu am susțin și consider că voi sunteți cei mai meritoși pescari din țară care se mergeți acolo, fără niciun fel de comentariu, fără niciun fel de cenzură, fără niciun fel de concurs. Dar, în fine, asta e situația. Cristi, ai văzut bine că... Eu vă sunt cu drag la dispoziție cu orice fel de amănunt, pentru că am fost acolo și știți despre ce-i vorba. Deci dacă vă pot fi de folos și ceva, cu cel mai mare drag, orice fel de amănunt vă sau la dispoziție. Mulțumim frumos! Îți mulțumim tare mult și să știi că nu ezităm să te contactăm în cazul în care reușim să ajungem în Portugalia. Și încă o chestie, uite, o să vorbesc. Eu luni mă întorc în țară că să îl contactez și pe TV. Mi-ar fi tare drag să fac o echipă, aici în Anglia sunt foarte multe concursuri și au și niște competiții de astea la nivel național care sunt foarte populare la ei
și mi-ar fi foarte drag să reușesc să încrotesc o echipă din România care să venim să participăm măcar la un concurs ăsta de amploare aici în Anglia. Ar fi de mare efect. Cristi, să știi că... E de mai, cum să spun, așa pompoasă, să zic, așa concursul care, la care am fost văzut. E extraordinar de frumos. Te cred și să știi că nu te refuzăm. Mulțumim de invitație și o să zicem prezent dacă crezi că putem reprezenta cu succes fără niciun fel de problemă. Uite, chiar o să te caut, Vali, când vine în țară să discutăm un pic pe tema asta, pentru că îți spun că e o chestie foarte, foarte, foarte mică. Da, ar fi o chestie foarte interesantă și ne-ar bucura să ajungem în Anglia să îngropăm o echipă. Plus de alta, aș vrea să intrăm, pentru că în Anglia este o promoție, este o campanie extraordinar de puternică care se accentuează pe vice trece împotriva românilor, pentru că s-a creat un curent așa negativ vis-a-vis de români și aș vrea măcar cu chestia asta, chiar că dacă e o chestie minoră, așa să le arătăm că putem să facem și altceva decât să urăm și să ne facem umbră negativă. Da, Cristi, noi am avut intenția să facem un Remember campionat mondial. Am vrut să facem câte 100 de kilograme de nadă, aceeași nadă, deci aceeași bilă pentru toată lumea, să se tragă la sort cutiile și să facem un concurs pe lacul Corbu, să arătăm lumii că n-a fost întâmplător ce s-a întâmplat și că am reușit să câștigăm campionatul mondial, dar din păcate n-au răspuns. Au răspuns negativ pentru că sunt costurile mari de transport, costuri mari de deplasare și de nadă și... Deci noi chiar am vrut, am intenționat să facem un Remember campionat mondial. Cristi, sper că l-ai auzit pe Vali, da? Mai ești cu noi? Da, stau cu urechea foarte silită și aud foarte, foarte... Da, ne cerem scuze pentru probleme. Mă bucur tare, tare mult că am reușit să intru în direct și să felicit pe băieții și să... Și noi ne bucurăm. Să vă aud și să iau legătura cu voi. Vă țin pumnii și vă urez bine întinsi și să... Mulțumim frumos! Mulțumim! Să ajungeți nemijlocite în Anglia, pentru că meritați din plin, voi sunteți cei mai meritori. În Portugalia, Cristi. Să faceți treabă dacă ajungeți pe malul vostru la Montargis. Mulțumim mult! Mulțumim. Cristi, stăm de vorbă luni și aranjăm o emisiune aici, pentru că ai multe lucruri de spus. Vă urmăresc în continuare. Numai bine, rămâi cu noi. O seară plăcută! Salut! Ne cerem scuze prietenilor care ne ascultă, ne-au ascultat doar la televizor, nu și la radio. Se pare că pe televizor avem probleme de sunet, la radio sunetul e foarte bun. Așa e când alergi după doi iepuri, sunetul e doar la unul. Prietenul Florentin din regie îmi face semne că de la mine e problema. Nici nu știu de unde. M-aș gândi că de la concurență problema ne-au făcut. Ai putea să te gândești. Da, ne-au făcut o chestie. Nu, glumesc, cu siguranță. Eu nu. Cine își dorește să ne audă, a reușit să asculte, să capteze sunetul de pe radio, imaginea de pe televizor și să facă așa un mix. Bun. Faptul că oameni precum Cristi sunt alături de voi e de bine, zic că trebuie să vă motiveze. Dar încă o dată îi mulțumim lui Cristi, să știi că un român care are inima și bate pentru români. Oamenii comentează în permanență pe chat și îmi cer scuze că nu răspundem chiar la toate întrebările, ele curg și îmi sunt destul de greu de urmărit. Suntem în finalul emisiunii, pentru că Valim mi-a dat un SMS și mi-a spus că vrea să cumpere mărțișoare și să-i las să plece. O să-i mai țin un pic, pentru că nu te întâlnești în fiecare zi în studioul tău cu campionii mondiali și atunci profiți cât poți. Din nefericire pentru mine, nu suntem în același oraș, că dacă erau în București, erau mult mai... Te mutam aici, în Arangi. Mult mai des... Păi, ce să zic, Mircea, dacă mai câștigați încă două campionate mondiale, va trebui să vă mutați aici. Ne mutăm la capital. Să vă mutați aici. Vă mulțumesc anticipat și vă anunț că voi profita de această exclusivitate și că și anul acesta, Hai România, tot de mine va fi strigat și vă voi urmări
vom fi alături de voi, pentru că ceea ce ați făcut voi e unic, adică n-a mai făcut nimeni. Cel puțin până acum. Până acum. Cu siguranță nu va fi unic, nu va rămâne unic. Cu siguranță că România va mai putea câștiga titlul de campion mondial și sper că vom fi și noi, dar cu siguranță că vom mai câștiga. Bun, asta rămâne de văzut. Probabil că prima problemă este cea de care vorbea Vali, prima problemă care ar trebui rezolvată, și anume aceea a punerii împreună a tuturor intereselor pescuitului românesc, fără a ține cont de interese personale. Dar se pare că nu se poate, Tibi. Va fi ceva mai greu. Noi stabilim, vorbim la telefon și formă să face înaintare la AGVPS și să spune că nu sunt de acord, că ce s-a discutat în ședința cutare, tot la spate, tot un fel de... Primează interesul propriu și până la urmă nu e de condamnat acest lucru, dar... Nu e de condamnat, dar nici de lăudat, nici. Atunci când interesul discutăm... propriu este și interesul comun, e normal să primeze. Adică este evident, Vali, că voi ați vrut să fiți campion mondial în primul rând pentru voi. Bineînțeles. Adică noi, interesul România, vostru a fost unul să fiți. Că asta a coincis cu interesul național, a fost foarte, foarte nu bine. Nu știu dacă eu am trăit momentele, Tibi, dacă... Bine, primează interesul nostru, dar atunci nu ne mai gândeam la noi. Aveam o responsabilitate foarte mare. Gândește-te ce ar fi fost să ieșim în loc 4-5. Gândește-te la treaba. Eu am trăit evenimentul și să știi că în prima și când am făcut lotul și toate, mi se spărgeau un cam multe. Oale! Și așa am avut. Râde Mircea, știe el de ce. Da. Da, probabil că responsabilitatea a fost foarte, foarte mare pe umerii voștri. Probabil că aici a contat foarte mult și eu mi-am pus această întrebare, de ce sectoarele A și C au funcționat mult mai bine decât sectorul B, odată datorită poziției standului, care evident a fost, dar nu cea mai bună nici pentru ei. Însă răspunsul meu a fost că ei au fost ceva mai detașați. Ei au putut să se gândească numai la pescuit, în vreme ce tu ai avut pe cap și problema întregului lot. Da, am fost codașul, să zic, la campionatul național. Ai fost codașul, dar până la urmă ai fost cel care a adus titlul. Pentru că, crede-mă că dacă un loc în spate nu era titlul. Dacă vedeai standurile cum erau poziționate și vedeai ce a prins vecinul din stânga-dreapta și următoarele 5 standuri, nu mai... spune același lucru. Există o întrebare în acest moment pe chat, mă rog, nu știu dacă merită să ne referim la ea, hai să o facem totuși. Întrebare pentru Vali. De ce nu dorești să spui adevărul? De ce nu dorești să dai nume în legătură cu cele întâmplate la CN 2012? N-am înțeles. Asta așa sună întrebarea. De ce nu spui adevărul, de ce nu dai nume în legătură cu cele întâmplate la CN 2012? Nici eu nu înțeleg, de asta m-am gândit dacă... Poate să fie mai explicit. Da, poate ar trebui să fie mai explicit. Așteptăm. Vreau să dau nume. Spuneți aici, să audă toată lumea, cine este la conducere. Revine și spune și asta. Nu știu, bănuiesc că se referă la conducerea... Nu știu. E destul de ambigu, dacă ar putea fi un pic mai coerent. Hai să mai dăm o dată numărul de telefon, poate omul ne sună și intră în legătură cu noi. 0373744699, o să o rog pe Ada să afișeze numărul și pe chat, poate va intra în legătură cu noi și îți va adresa direct întrebarea. Ești presupus că ții lucruri ascunse, nu știu, că nu dai nume. Mie nu-mi place cancanul, Tibi, dar ce-ar fi acum să mă apuc să zic că... Da, Victor Oana ne sună și ne sună pe telefonul nostru, o să luăm legătura cu el așa pe final, scurtă pauză muzicală și mă uit la tine, Mircea, și te întreb, Santana... Ne mai pune, merge. Ești pe sufletul meu. Ok, Santana, ascultăm și revenim la televizor, veți vedea un calul publicitar. Am revenit, prieteni, la Car Fishing Show, emisiunea voastră de fiecare vineri, aici la Renegade și din această seară și la Info Pescar, la Renegade în Info Pescar TV.
Prima emisiune în această formulă este onorată, este privilegiată să îi aibă în studio pe cei ce au adus glorie României în anul 2012, echipa Energy Brașov, reprezentată de Vali Mărtoiu, Mircea Spasici și Cătălin Ureche, sau hai că numai așa am început, hai să spun și invers, reprezentată de Cătălin Ureche, Mircea Spasici și Vali Mărtoiu, uite așa. Așadar, cum v-am promis, a fost ultima pauză dinaintea finalului de emisiune, pentru că băieții, cum bine știți, au drum lung de parcurs. O să-i lăsăm să-i parcurgă în bune condiții, de asta nici nu le pun întrebări grele, ca să nu-i agit, să poată să conducă bine. Bun, ne sună Victor Oană, o să-l sunăm și noi pe el imediat, însă pentru cursivitatea emisiunii noastre o să vă adresez întrebări care mi-au venit pe chat, timp în care voi face diligențele pentru a intra în legătură cu Victor. Așadar, oamenii care vă ascultă și care v-au urmărit parcursul din acest an se întreabă și ne întreabă, vă întreabă o întrebare care iată revine: dacă credeți că veți fi slăbiți datorită întâmplărilor voastre interne. Veți avea aceeași forță dacă lucrurile rămân așa, și se referă la plecarea lui Claudiu. Da. Bună întrebare. Ce să zic? Iar e prematur să vorbesc. S-ar putea să... Să nu fie plecare. S-ar putea să... să fi greșit, dar... avem forță și avem pescari, după cum am spus, nimeni nu e de nelocuit și poate în bine. Eu nu contez că Claudiu Lucaci nu este un pescar foarte bun. Eu nu contez că în hotărârea care am luat-o n-am făcut o greșeală. Dar nimeni nu e de nelocuit. Poate am greșit, poate nu. Eu vreau liniște, pace. Asta mi-am dorit și asta vreau să am în club. Te mai întreb o dată, dacă, adică lucrurile sunt rezolvabile, pot fi rezolvabile dacă Claudiu s-ar putea întoarce să facă... Eu am spus tot. Ai spus, da. Încă aștept. Aștepți, ok. Aștept deci, să vină sezonul de pescuit. Nu sunt toate lucrurile, toate ușile închise. Eu mi-am spus punctul de vedere. Hai să nu mai intrăm, chiar am zis că nu discut. Și hai, nu, să intrăm, hai să intrăm, dar să nu intrăm în subiect. Hai să intrăm în legătură cu Victor Oană, dacă ne răspunde. Să vedem dacă reușim această legătură telefonică. Victor Oană este pe drum în acest moment, iată că a răspuns. Bună seara, Victor, ne auzi? Salut, da! Noi te auzim foarte bine, o să-mi sfătuiesc ascultătorii să comute pe radio, acolo calitatea sunetului e mai bună. Victor, sunt cu Vali, cu Cătălin și cu Mircea Spasici, după cum bine știi. Discutăm despre ultimele întâmplări ale sfârșitului de an 2012, început 2013, despre campionatul național, despre șansa lor și despre mica lor problemă din acest moment a destrămării, a disoluției lotului lor. Ce părere ai despre lucrurile astea, Victor? Băi, lucruri care, la valoarea lor, părerea mea este că au oamenii destul de valoroși ca să asupe un gol. Părerea mea este că nu, ei n-ar trebui să-și facă problema asta, pentru că rezervele sunt destul de bune în clipa de față, și Claudiu și fără Claudiu. Am înțeles. Crezi că acea uniune preconizată ar putea să aducă liniștea atât de dorită în pescuitul crapului din România? Eu vin acum de la o altă emisiune unde ai fost, eu am apucat să plămit că vin am fost. Am discutat subiectul ăsta
Și acolo eu sunt sceptic în privința nu a înființărilor. A ieșit cu sânge, Victor, acolo la emisiune? Această uniune va funcționa atâta timp cât AGPPS-ul păstrează Arpila, Joim și Baricada să fie în două luntre, adică să fie și în uniune, dar să aibă și reprezentanță în Consiliul AGPPS-ului. Că acum, sigur, interesul este al fiecăruia să-și apere cât mai mult șansele. E asta și atunci când Uniunea va lua o hotărâre împotriva încălcării de regulamente de către aceste trei cluburi și probabil că va fi o poziție a foarte multor cluburi de a apela la această stratagemă, de a se duce, de ce nu, Planetul să se ducă la GDPS Piatra Neamță, Ovidiușul să se ducă la Constanța, a GDPS Constanța, Sinecul să se ducă la nu știu cine. Păi, dar gândește-te că în București sunt multe cluburi. Între, să zicem așa, vor fi totdeauna în cuia lui Petrile, chiar dacă domnul Șelaru ne garantează o oarecare independență. Repet, sunt sceptic în privința funcționării. Pe mine mă bucură deschiderea, mă bucură că o parte din clubul, cel puțin, vor fi 10, 11, 12. Ne vom strânge să ne strângem singuri pe milă sau pe bucurie. Ne vom duela între noi, dar... Am înțeles, Victor. În final, pentru că nu e o legătură telefonică foarte bună, ce șanse acorzi în 2013 lotului Energy? Păi, nu că... Deci eu... În mod sigur... Le doresc să iasă pe locul 2 după Pelicanu. Pelicanu nu poate să iasă pe locul 2, să iasă Energy pe 1 și Pelicanu pe 2. Mulțumim, Ia Victore. Victor, dacă cumva Pelicanu va ieși pe 1, va reuși să strângă fondurile necesare pentru deplasarea la campionatul mondial? Am discutat lucrurile astea. Îi ajută Energy. La emisiunea de acum o jumătate de oră și am zis că nu numai Pelicanu, orice club se duce și deschide orice ușă și spune noi suntem România campioană mondială, atunci nu se duce Planet, Pelicanu și astea. Se duce România campioană mondială și plecăm la campionatul mondial să ne apărăm titlul. Nu au cum să nu facă rău de bani. Bine, atunci recomand fiecărui, oricărui club care va ieși campion național să te ia ca om de marketing și să te duci tu să deschizi ușile, te bagi? Drumul, calea este bătătorit de actualul campion mondial, energical. Da? De acum este ușor să spui România campionă mondială, vrem și noi niște bani să plecăm, paralul dați-ne și nouă 10 bilete de avion. Da? Adidas, suntem campioni mondiali, ori și noi vorim de echipament. Că nu e Adidas, e Puma, că nu e Puma, e Nike. Zile pe toate măcar. Deschide ușile. Da, Victor, te ascultă. Am înțeles. Mulțumim frumos. O să ne despărțim acum. Legătura nu e foarte bună. Trebuie să remarc însă că am ajuns într-un moment probabil de maximă glorie a presei de pescuit în România. Dacă eram obișnuit până acum ca Mugur Ciuvică să spună la Antena 1 că tocmai vin de la realitatea, uite că și în pescuit se întâmplă ca Victor Oană să ne spună că vine de la o altă televiziune, am reușit și această performanță. Mulțumim! Eu vă doresc o emisiune frumoasă, vă doresc emisiuni multe de acum acolo, fără număr, și vă doresc imparțialitatea din ultimele 3 emisiuni
a ta. Mulțumim. Pentru că Florentin nu am nicio problemă cu el, că el de... Vom stabili o emisiune, o viitoare emisiune realizată la Dârvar, la tine, la Baltă, poate, de ce nu, și cu echipa campioană mondială, să facem o filmare, ceva acolo. Cu drag, Victor. Mulțumim mult pentru intervenție. Seară bună în continuare. Seară bună și voi, emisiune frumoasă în continuare. Conduc cu grijă să nu fii sub influența nervilor de la emisiunea cealaltă. Numai bine, papa. A fost Victor Oană, care a ținut să intre în legătură cu voi atunci când a auzit că voi sunteți aici. Mi-a spus că îi pare rău că nu va putea să asculte din motive de angajamente anterioare, dar iată, a avut și-a dorit foarte tare să vă spună câteva cuvinte și mulțumesc pentru asta. Vali, Mircea, Cătălin, suntem în finalul unei emisiuni în care cred eu că am mai lămurit un pic, am mai spus despre voi lucruri care poate nu se știau. Gama voastră de nadă stă să apară. Energy Carp Bates, îi va zice. Energy Carp Bates. Câte produse vor fi în gama? O să fie trei feluri de bile. Trei feluri de bile și solubile? Și solubile, da. Mm-hmm. Și tari și o să avem și... Faceți și, un mix, un amestec de nădire, ceva? Un mix și amestec de nădire încă nu ne-am gândit. Adică ne-am gândit, dar încă nu e concretizat, pentru că trebuie să începem ușor cu birele care ne-au adus mare satisfacție. Ok. Alte proiecte, mă gândesc că ajungând la nivelul vostru, poate ar trebui să vă gândiți și la viitorul pescuitului. Mă gândesc că orice copil care se îndreaptă către pescuit, orice tânăr, ar fi fericit, ar fi mândru să fie cumva în preajma echipei campioane mondiale. Vă gândiți să faceți niște evenimente de genul ăsta de popularizare? Sau, dacă nu vă gândiți, dacă ne vom gândi noi, televiziunea, pentru că în momentul ăsta nu-i voi mai spune numele, vom fi televiziunea. Celelalte sunt televiziuni, noi suntem televiziunea, cu THE. Așa. Dă televiziune, exact. Dă televiziune. Deci dacă ne vom gândi să organizăm astfel de evenimente pentru promovare în rândul copiilor și să veniți voi să le vorbiți, să-i încurajați, veți răspunde pozitiv? În limitele timpului. Cu siguranță, nu te vom lua de mare. Ne-am și gândit la un astfel de eveniment și nu numai eveniment, să facem o pepinieră, luăm și copiii care putem să-i formăm, dar timpul nu prea ne permite. Nu vrem să promitem să amăgim pe cineva, dar în timp s-ar putea să realizăm. Două, trei evenimente pe an nu vor fi foarte... Dar necesită timp și vezi că programul competițional este foarte încărcat. E greu, neadevărat. Trebuie să fim realiști, nu putem să ne îmbătăm cu apă rece. Deci am vrea, chiar ne-am dorit să creștem nivelul standardelor, adică să aducem pescuitul la un standard ridicat și prin copiii care putem să-i formăm de pe acum, să le insuflăm... un vaccin. Vali, noi suntem aproape de aceeași vârstă, ne amintim că în vremea copilăriei noastre, atunci când Năstase devenise numărul 1 mondial, toți copiii vreau la tenis. Atunci când în 1976 Nadia Comăneci lua nota 10 pentru prima dată în istoria gimnasticii la o olimpiadă, și se întâmpla la Montreal, toate fetele vreau să facă gimnastică. Acum voi sunteți într-un domeniu, sunteți un etalon. Toată lumea dorește să fie ca voi. Sunt mulți oameni care zic, uite, ăștia au ajuns campion mondial, deci se poate. Hai să mergem să ne apucăm de pescuit. Bănuiesc că este momentul în care să încurajați tinerii să vină în sportul ăsta. Avem nevoie de ei, generația noastră se va duce și va rămâne gol dacă nu promovăm. Mai cu siguranță ales... și, cum zicea și Vali, cu siguranță că vom răspunde pozitiv acestor. Bun, punctul vostru, cuvântul vostru în ceea ce privește ediția din 2012 a campionatului național, vi l-ați făcut auzit, v-ați pus părerea prin vot, ce se va face deja nu mai depinde de voi. În acea preconizată uniune bănuiesc că veți avea un rol determinant, bănuiesc că veți fi parte din ea, dacă ea se va face vreodată. Da, asta am încercat, ce să zic, am renunțat
la mondiale, încercăm să facem o uniune care să ne aducă mândrie și să putem să spunem că am fost chiar inițiatorii acestei uniuni. Dacă va ieși bine, dacă nu, îți dai seama că toate castanele în capul nostru se spargă. Și în al vostru, da. Și în al nostru, da. Bun. Din punctul meu de vedere, rămâne doar să fac încheierea acestei emisiuni, dar așa cum probabil știți, Mircea mi-a mărturisit că e un fidel ascultător, deci știe, voi aflați acum, obiceiul meu pe final de emisiune este să dau fiecărui invitat 2-3 minute de microfon în care să-și spună gândurile, să spună ceva ce nu l-am întrebat eu, ceva ce pur și simplu ar dori să facă auzit. Și o luăm în ordinea poziționării pe scaune. Și mi se face semn că o luăm de la Mircea. E ordinea firească din punctul meu de vedere. Și nu de la că nu se putem începe. Ok. Hai să începem așadar cu Mircea. Două minute în care să discutăm despre ce nu mai... Două, trei minute în care să spui orice ai dorit tu să transmiți pescarilor și celor ce ne ascultă în acest moment. Le doresc tuturor celor care ne ascultă partide cât mai memorabile de pescuit și le cer pe această cale să ne fie alături și în continuare, mai ales acum că o să avem nevoie în momentul în care ieșim pe piață cu noile produse și să-i asigur de faptul că pentru această nouă gamă de produse s-au folosit la ele cele mai bune. M-am bulbuit numai din minute, am început bine și am terminat ca... Da. E bine, ai dovedit că ești natural. Încercam să promovez. Nu sunt pregătit pentru cele două minute. Am înțeles. Și atâta tot. Și că mă așteptam să încep cu Cătălin. Nu, acum vorbim la modul cel mai serios. Cătălin e fericit că ți-a pasat Cătălin toție. Cătălin e extrem de fericit și am să... Îmi cenzurez din cele două minute, am să tai un minut și am să-i dau. Hai să îl dăruiești astfel încât mult mai important el să aibă 4 minute. Da. Dar oricum, ce e foarte clar, atenție foarte mare la Energy Car Base. Atât am de unde veți face anunțurile? Pe site-ul vostru, bănuiesc, da? Da, vom încerca să participăm și acum la acest stări care se vor organiza cu măcar câteva materiale de prezentare. Uh-huh. Și acolo se vor putea găsi și pe site-ul nostru. Și deci vorbim de târgul AVP care începe pe 14. Exact. Vom încerca să fim prezenți, da, măcar cu câteva materiale care să informeze pe doritori și pe cei care vor fi interesați. Ok, de ce și, noi vom fi acolo, vom filma, vom fi acolo tot timpul, așa încât atunci când voi veți fi cu materialele, le vom prinde și noi în materiale video și nu uitați la Renegade and Info Pescar TV și la Renegade Radio aveți în permanență microfoane și camere deschise. Tu ești acum, Cătălin, pe Vali, lăsăm la urmă să facă finalul. Ce să zic, le doresc pescarilor în 2013 să pescuiască. Să pescuiască, să lase certurile, să lase bârfele, să lase tot. Și cum vorbeam tot timpul și eu, încă eu sportul ăsta îl fac din pasiune și sper să reușească să-l facă și ei tot din pasiune. Și cred că o să dispară toate certuri, bârfe și unde am ajuns. Mai mult ne certăm, mai mult ne uităm pe site-uri. Așa a ajuns pescuitul în ziua de astăzi. În afară de campionatul național, vei participa și la alte concursuri? Nu știu dacă îmi permite timpul anul acesta. Eu sper că cel puțin la 3-4 concursuri private o să particip. Un an foarte plin și plin de fericire în același moment. Nevasta mea este gravidă 6 luni, o să am o fetiță. Nu știu dacă o să mai îmi permit să... Tocmai vreau să spun că vei face un nou pescar, dar se pare că vei face o nouă pescăriță. Nu, o să fac o nouă pescăriță și soția mea este o pescăriță. Poate o să apar într-un concurs inclusiv cu ea. Iată, este momentul să-mi fac un pic de autopromo. Noi organizăm an de an, suntem deja la ediția 4-a, ceea ce se numește Cupa Armonia, o cupă în care participă soț-soție, ceva ce s-a realizat și pe Dori Pescu la un moment dat. Numai că la noi deja e la un nivel mult mai înalt în punct de vedere al
al abilităților de pescuit la crap. Deci, da, nu-mi fac probleme. Te invităm împreună cu soția la ediția 4-a de la Noi deja Cupa suntem România. Separați cu sculele, ustensile de pescuit, ai cu ale ei, eu cu ale mele, deci este chiar o competiție. Și de multe ori se întâmplă ca la partidă liberă chiar să prindă mult mai mult ca mine. Se mai întâmplă să o rogi, împrumutăm și mie lanseta ta? Nu, chiar nu mă lasă. Din secrete mă rugam eu de ea la un moment dat, mi-aduc aminte că are tot timpul ceva moșmondele acolo și nu vrea să ne spună niciodată ce face, dar ce face, face bine. În principiu eu zic că o să apuc să merg la 2, 3, 4 concursuri în afară de naționale. Vali, ultimul microfon al invitațiilor îți aparține și uite, ție în mod special îți dăm 5 minute. Da, și nu prea am ce să zic, adică aș avea multe de spus, dar în 5 minute nu pot să formulez. Iar mă acuză că nu dau nume după aia. Fiind președintele clubului, încă o dată mulțumesc băieților care au participat la campionatul mondial, asta mă refer la lotul național, lotul Energy, începând cu Roman Felix, Fane Fâșie, Ghelase Ionel, care până acum n-am vorbit nimic de ei, tot noi am fost în față și merită să fie promovați și ei, că au făcut parte din lot. Mulțumesc rezervelor, Chișcari Cătălin și Petrar Traian, mulțumim Comitetului de Sprijin, Brăgându Laurențiu și Stanciu Liviu, mulțumesc lui Cătălin, care a fost foarte, foarte aproape de noi, toată lumea ne ia că suntem facem că suntem părtinitori sau nu știu cum să mă exprim. Mulțumesc managerului care a fost alături de mine și încă este. Mulți au pus bețele în cui și s-au dus acasă. Asta cu și încă este fără sprijinul lui, să știți că nu realizam mare lucru. Vedeți bine că orice problemă e, orice îl băgăm la înaintare, îl ducem chiar și în conversațiile în engleză, e dar profesor să și... să nu crezi că nu-mi face plăcere, place și mie să fiu băgat la înaintare. Păi, eu, datoria mea e să mulțumesc tuturor din lot. Ghelase Ionel, partenerul meu, iarăși nu e de neglijat. Așa e conjunctura, n-am putut să facem un desfășurător în care să-i periem și pe ei un pic. Iarăși, Fane Fâșier, Roman Felix, Claudiu Lucaci, iarăși a fost o piesă importantă care a avut un cuvânt de spus. Îi mulțumesc mult pentru ajutorul care ne l-a dat și sperăm pe viitor să mă ajute în același, bine, cine a rămas în loc să mă ajute și să înțeleagă că în conducere nu e toată ziua soare și mai sunt și probleme, mai sunt și se acumulează oboseala, problemele cotidiene, nu suntem roboți, deci putem să mai și greșim, asta e, să mă scuze câteodată când greșesc și mă mai dau la ei, că asta e, ce să zic. Am uitat, promisesem, ne-am văzut un pic mai devreme la Moara Vlăsiei cu Felix. Și sub formă de glumă vreau să-l salut personal, i-am promis că voi vorbi frumos de el și vreau să o fac negreșit pentru că i-am promis. Asta fiind o întâmplare unică când vorbești frumos de el. Nu, tot timpul vorbesc frumos de el, dar a rămas o glumă chiar de la campionatul mondial, nu știu dacă ți-aduce aminte, chiar ai fost și părtaș la ea când el a trecut pe lângă noi și exact asta a fost. Da, să zici frumos de mine. Și l-am reținut. Dar vreau să-l salut personal, i-am promis. Da, și cer scuze dacă am omis pe cineva, ce să zic, acum nu... cred că i-am numit pe toți, nu? Soțiile... Aoleu, mulțumim soțiilor care ne-au înțeles și care se bucură că plecăm de acasă, da? Trebuie să-i luăm noi o plasă de morțișoare, ne-a scos din... Da, au fost mereu alături de noi. Cred că o să mergem la doamna să vedem colecția de mărțișoare, că s-au închis cam toate magazinele și dacă ajungem acasă fără mărțișoare, sau nu, varianta cea mai bună, anunțăm de acum pentru mărțișor. E valabil din 1 până în 8 martie, am înțeles, dacă zic bine. Nu, anul ăsta am înțeles că s-a obținut o derogare de la guvern pentru campionii mondiali, ziua de mărțișor e 2 martie. Dă-i un telefon de noastră din, eu nu intru în clubul vostru că a fost harnic. M-am trezit de dimineață, am lăsat mărțișorul, deci eu m-am scos. Mai avem și varianta să urcăm sus la Ada, să vedem dacă a primit ea ceva. Să ieșim pe burdă, ținând cont că am venit total nepregătiți. Ouleu, da. Eu și pe partea asta. Bun. Prieteni, ca întotdeauna o bucurie, o plăcere
remisiunea cu voi. Sper că vom avea un ciclu lung de emisiuni în campionatul național și campionatul mondial. Eu sunt sigur. Cu voi în 2013, măcar la național, de acolo încolo mai vedem. Fir întins, succes. Mulțumim. Cu succes. Gama, ba da, cu mult succes. Nu m-am grăbit. Mult succes. Am crezut că ne urezi succes la pescuit. Așa, mult succes cu gama de nadă pe care o lansați, fir întinse, cum spuneam, la toate demersurile pescărești și dorința mea personală, mai multă vizibilitate. Da, mai vom face, ieșiți, vom face fără ieșiți, efort, ieșiți mai în față, nu ezitați să dați comunicate, nu așteptați numai de la mine telefoane să vă întreb ce mai e nou, mai dați și voi cât un telefon. Dacă tot ai deschis discuția, hai să te cert. Ia tu certă. Personal mi-ai promis că la o emisiune, dacă mergem undeva, o să apărem și într-un spot publicitar. Cu campionatul mondial, acolo cu o cupă sus, cu o chestie. N-am văzut decât vreo 3, 4, 5 fețe care... De ce râzi? Nu. Asculți? Ascult, da. Care, da, zică, n-au meritele lor în pescuit, dar, dar un spot publicitar merita și campioana mondială. Eu cred că am făcut un DVD mai mult decât un spot. Da, dar nu l-ai difuzat, l-am văzut la noi. Într-o pauză de aia publicitară, în respect pentru noi. De adevăr, minunat DVD, felicitări pentru l-ai el. L-ai văzut? Ai apucat să-l vezi? Păi numai noi l-am văzut, cred că restul n-au apucat, că n-a fost. Păi nu, tu și cu Vali, da, că personal, da, Cătălin, încă, l-ai văzut și tu? Da. Bun. Nu schimba subiectul, te rog. Nu schimb subiectul, hai să-l promovăm. Într-o pauză publicitară, am făcut deplasarea, am consumat energie, am consumat motorină. Puteai să, acolo, să fi pus o vorbă bună, chiar dacă nu ne iubește lumea așa tare. Nu, da, acum normal. Una peste alta, cred că balta de la Periprava e mult mai importantă ca și campionul mondial. Periprava, da. Am zis bine, nu? Și pauzele de la emisiunile trecute televizate. Am înțeles că ești băiatul, sigur că acum v-am și făcut o invitație. Te-ai îndreptat greșit. Nu m-am îndreptat, dar am făcut parte din existenții care... promițându-mi, da. Puteai să... Da, okay. Am fost ironici și cei care urmăresc își dau seama unde batem noi. Probabil că da, poate că mulți nu își dau seama, cert este putem că... Putem fi și da. Ok, n-a fost direcția corectă, însă ceea ce spui este corect. Nu am avut foarte mult... Eu când promit fac. Și eu am făcut ceea ce am promis eu, ceea ce n-a mai depins de mine, voi rezolva de aici încolo. Să vedem. Florentin, de mâine ne apucăm și montăm promoționale cu ei. Așa, facem tot ce trebuie, pe care nu le difuzăm, nu le difuzăm, dar le montăm. E un prim pas. Cu siguranță că vor fi. Acum vom face mult mai multe, pentru că, iată, suntem deja două televiziuni, de ce nu, poate mai vin și altele, pentru că este o piață concurențială și când concurența există, crește și valoarea, inevitabil. E adevărat. Dacă ești, cum îți spuneam mai devreme, dacă ești singurul care pescuiește pe baltă, n-ai cu cine să te confrunți. Dacă însă mai ai cu cineva cu care să te autodepășești, deja crește valoarea. Vă mulțumesc încă o dată, mi-asum certurile voastre, îmi promit... Și noi ne mulțumim. Îmi pun cenușa de rigoare în cap, îmi promit... Era doar o ironie. Știu, e ok. Promit să fie lucrurile mai bine. Vă solicit în continuare colaborarea și deschiderea de care ați dat dovadă până acum. Acceptăm, de acum să răspund Mircea, invitația voastră, vom veni și vom face acel eveniment. Prieteni, aici ia... punct final, emisiunea din această seară, prima emisiune făcută și televiziune, o colaborare pe care o anunț lungă și prolifică împreună cu domnul Florentin Iuga, plin de oboseală în acest moment după o transmisie grea. Ei bine, prieteni, ne auzim luni la radio, ne vedem vineri la televizor și începând de nu săptămâna care vine, ci de peste două săptămâni și miercuri vom avea emisiune. Seară bună în continuare, dacă nu puteți fi buni, fiți răi, când nimic nu mai rămâne, rămâne doar demnitatea. Vă mulțumim frumos, noapte frumoasă, bye!
Thank you.